Care era întrebarea? Ce ai prefera? Uh, să știi data exactă a morții tale fără să poți să, să, poți să o da, să știi motivul, da, să știi ce e, se întâmplă și, fără, și să, data. să poți, fără să poți schimba. Că, fără să o poți schimba, uh, da. Așa, dacă știi că mor peste trei zile, călcat de mașină, stai în casă. Da. <laughs> și bine, ca de da, mașină da, da. din avion pe tine. Așa. nu <laughs> contează. Așa. Corect. Așa. Fără să poți să schimbi nimic. Dar fără să schimbi nimic sau să nu știi. Când o fi, o fi. Da. Și tu ai vrea și, să știi. Da, bineînțeles că aș vrea să știu. Și acum îți explic de ce. Uh, hai să luăm scenariile. Uh, primul scenariu ar fi că mor peste 50 de ani, da? Ar fi un scenariu. Da. Băi, e bine, ok, mm, bun. Al doilea scenariu, peste o lună și al treilea, nu știu, peste 10 ani, da? Eu cred că în momentul în care ai deadline-ul, te organizezi cu totul altfel. Adică, până la urmă, viața e o sumă de experiențe, ai un checklist acolo, și știi în funcție de cât timp mai ai, cum te organizezi, știi? Eu cred că foarte mulți oameni, bine, ne-am să întrebăm, dar foarte mulți oameni care au, au murit brusc și -ar, fi, și ar fi dorit să mai aibă măcar o zi, două, trei, să-și lase lucrurile în ordine, să aibă o ultimă discuție cu copiii, cu părinții, cu prietenii. E De obicei, astea, ca în cazul vieții noastre persoane și profesionale, când ai un obiectiv fără deadline... Deci, fără o dată limită, este o fantezie. Exact. Adică, mi-ar plăcea să mă apuc de dans. Păi, a, pe am tot timpul. Mai am mm -hmm. 50, 60, nu știu când o să mor, dar peste 100 de ani, da? Dar când știi că mai ai, clar, o săptămână, o lună, trei luni, cred că te organizezi altfel. Sigur că ai un șoc sau un disconfort în, în, în momentul în care afli, dar cred că lucrurile după aceea sunt mult mai limpezi, mai clar mai clare. Sigur că fiecare dintre noi are un uh, life expectancy, da? Deci da. O, o speranță de viață. Da? Și la, după care ne ghidăm aproximativ. Adică, zici, bă, eu cred că o să mor pe la 80-90, că uite, bunicul a murit atât, da, 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 și eu pe acolo, hai. Hai, că eu am fumat 16 ani, probabil că mai scad 5 ani, mai scad, da. uh -huh. Dar uh, nu ne organizăm în funcție de asta, niciun caz. Sau, uh, eh, acum scenariul cealaltă în care știi că mai ai de 30-60 de ani. Dar orice ar fi, uh -huh. păi stai să te gândești, stai, dar cum vreau să trec, 60 de ani, uh, ultimii 40 să, să fac pe mine sau să stau în pat sau să când mă ridic să, să fiu așa sau să am. Uh, să fiu, adică te organizezi de altfel și când știi că mai mult de trăit. Știi, pentru uh -huh. că vrei să fii în formă și peste 20, peste 50, 50. Ce spui tu e că până la urmă contează foarte mult cum trăiești, nu numai cât trăiești, dar și cât trăiești, pentru că dacă știi cât trăiești. Te poți organiza în așa fel încât să trăiești mai bine, mai sănătos, mai voios, mai voinic? Bineînțeles. Exact la asta mă refer. Deci, pentru mine ar fi. Mi-aș dori mult să știu asta. Practic, acum îmi confirme o concluzie la care eu ajunsesem deja documentându-mă despre tine, că, de fapt tu ești unul dintre cei mai organizați oameni despre care eu am făcut vreo documentare vreodată sau mă rog, chiar cred că unul dintre cei mai organizați oameni pe care am întâlnit urmează să îmi confirme asta la sfârșitul discuției sau chiar acum, tu crezi că în asta constă succesul tău? Eu cred. În că a fi organizat? Cred că tu ești cea mai organizată persoană dacă ai făcut research-ul ăsta. Deci. Ești Ei, ești Stai puțin, că s-a întâmplat așa. La început am aflat câteva lucruri despre tine care șochează pe oricine. Pentru că tu ești în cartea recordurilor și îți mulțumesc că ai venit pentru că nu oricine are această șansă de a sta față în față cu un om care e în cartea recordurilor <gântu -i> în afară de cei din de dimineață din metro, da, deci nu oricine <gântu -i> ei, pro, ei probabil că, că, că știi a fost neintenționat <gântu -i> da, și exact. nici nu știau mulți dintre ei probabil okay. și pe lângă asta ai făcut lucruri cu totul și cu totul ieșite din comun, adică ai alergat da. câte maratoane ai alergat că nu știu exact, știu doar că ai intrat în cartea recordurilor pentru că ai alergat șapte pe șapte continente dar ai făcut o grămadă de Ironman, ultramaratoane, triatloane, ai făcut 10 Ironman în 10 zile, țin minte. Da, -am, am citit asta despre tine. E adevărat ap apreciez, tot ce zic? E adevărat și apreciez că de multe ori și uit, că, știi, când ești în mijlocul evenimentelor acolo... Mi se pare imposibil deja, adică este ceva de domeniul fantasticului. Așa credeam și eu, dar până, până nu încerci și n-ai de unde să știi. Mm -hmm. Și că și despre asta și e viața, știi că mulți oameni spun, băi, eu n-aș putea să fac asta, nu știu, să dansez, să... Bine, am încercat să dansez tango și am văzut o să așa, să nu, nu s-a prins de mine. Te aștept la mine. dar aș, putea, aș putea. putea. Puneți în calendar, am învățat da. asta deja de la tine. Acum, ăsta e un lucru foarte bun. Dacă îți pui în calendar, o să-ți iasă până la urmă. Cu siguranță, cu siguranță. Tu ca ce te identifici în momentul ăsta? Ce ești tu? Dacă cineva n-ar ști nimic despre tine și ți-ar cere să te prezinți sau să, te, să vorbești un pic despre tine, care ar fi esența? Ce crezi că te definește în momentul ăsta? Nu știu, Andrei? că, da, nu știu că e o esență, e o sumă de roluri cu siguranță. Exact. Adică dacă pun pe hârtie ceea ce fac în fiecare zi, am acolo rol de părinte, am doi copii, de soț, de fiu, <l> pentru că am și doi părinți, de cetățean al orașului, al țării, că plătesc taxe, de sportiv amator de enduranță, poți să fii cetățean implicat sau neimplicat? Ajungem și acolo, pentru că știu că ai foarte multe proiecte pe care le susții cu drag, și e foarte interesant de unde îți vine motivația, dar hai să o luăm pe rând. Antreprenor și. Da, care crezi tu că e în momentul ăsta rolul care te definește sau cel mai puternic pe care îl simți, cel mai puternic rol pe care îl joci? Care ar fi? Din punct al responsabilității resimțite, cel de părinte. Uh -huh. Pentru că cei doi copii, Alex și Emma, cu siguranță absorb ceea ce văd în jurul lor. Uh -huh. În comportamentul părinților, în relația dintre ei, în dinamica lucrurilor. Și ce-am observat, pentru că așa am apucat de sport, de fapt, când Alex, băiețelul nostru, copilul mai mare, avea un an și a început să ne imite foarte mult noi, să încep cu nutriția. Noi, bineînțeles ca orice părinți responsabili, îi fierbeam, îi dăm broccoli, piure, de 3-4 ori. Așa. Toate culorile frumoase sunt foarte Este E senzație. <gători> Dar noi mâncam cartofi prăjiți cu friptură la grătar și bineînțeles când îmi mirosea copilului, chiar dacă are un an, <laughs> deja să facă diferența. E scris cine adânc. A, cine a mirosit un piure de brocoli știe că nu să rivalizezi cu o scăricică sau orice ai <laughs> face. Și așa atunci... Da. Mi-am că ne băgam mâna în gură, știi, să mănânce, să mâncăm și noi, da? dar la ea brocoli că e sănătos, așa, după noi ca, cred eu, majoritatea românilor, Eram de dependenți. adică dacă era o tentativă de cod galben, portocaliu, roșu, violet, nu știu codurile, așa, sau să vedea un norișor, știi, era senin perfect, dar știi, e norișorul alb mic într-un colț, așa, mm -hmm. băi, cum să ieși din casă, asta poți să transformă în uragan. <laughs> Și atunci așteptam mă, să alinieze astrele încât să fie vremea ideală pe care nu, nu poți să o definească nimeni în România, pentru că pe oricine trebuie, ori e prea cald, ori e prea frig, prea umed, prea norat, prea nu există vremea ideală. Așa? Ca să ieșim din casă. Și practic noi condamnăm copilul, ne-am să-l condamnăm să stea în casă cu noi, acolo, lipit de canapea. În plus, aveam câteva automatisme, niște obiceiuri dobândite cu sârguință în cei 10 ani de lucrat în corporație, în care, în momentul în care veneam de la birou, de obicei târziu, pe la 8-9 seara, mă așezam pe canapea la televizor, deschideam acolo și începeam să butonez, nu căutam un program, măcar de să fie avut un program preferat sau un program care să, la care dacă mă uit să-mi schimbe viața, să mă transforme, bine, mm -hmm. <laughs> așa ca și multe care se transformă rău. Și, da nu, butonam așa, efectiv, stăteam acolo și schimbam de la 1 la 100 și înapoi. Și Uh, Alec bineînțeles că se urca și el pe canapea acolo, stea și el mândru. m am dus că mi-a luat uh, telefonul, a crezut că e telecomandă. Mi a început și -o să de <gătări> foarte, se uita la mine și era exact o copia mea, mini -mi, Și că era și fără păr, așa Și azi era... mi-a că o să devine exact ce, ce, vede lângă el. Pentru că noi de mm -hmm. foarte multe ori uh, dăm vina pe părinți că am moștenit gena. zicem, bă, Asta e gena mea, că, așa și bunicul e mai mare și părinții, mm -hmm. dar de obicei moștenim obiceiurile, adică în familie unde se face mișcare și se mănâncă sănătos, așa e clar că și copii, n-au încotro, <laughs> știi, adică mm -hmm. dacă mergi pe munte, în fiecare weekend, dau un exemplu, sau ia la iarbă verde, vine și copilul, că doar nu l-aș închis în casă la 2-3-5 ani. Sau dacă în casă ai numai alimente sănătoase, ca în greu, că ok, zici o dată nu de dor, nu copilul, dar până la urmă de foame tot îți mănâncă și ceva sănătos, știi? Să înțeleg că în ceea ce înseamnă parenting, educație și așa mai departe, crezi în puterea exemplului. Asta, asta e principiul numărul unu. Cu siguranță, adică e clar, copiii învață prin mimetism, copiază ce văd în jurul lor și nu poți să fii model pentru ei o săptămână, să zici copiii, gata, uite, ați crescut suficient încât mama și data să vă explice o săptămână, facem săptămâna sănătății sau săptămâna mm -hmm. săptămâna parenting, nu așa? Și să fiți atenți până asta cum comunicăm noi, ce vă dăm de mâncare, câte mișcare facem și să luați asta care per în viață. Da, și deci doar toată la Bă, bă, nu restul 8 rest, <laughs> ani de înainte și 8 după și rămân, rămân între noi, știi? Deci nu, <laughs> nu funcționează. Sigur că e... Probabil, m-au avertizat vezi că în adolescență o să mai aibe niște derapaje, numai că după derapajele astea te întoarci la vechile tale obiceiuri, că dacă ești obișnuit să te hrănești cu anumite lucruri și emoțional crești cu niște alimente sănătoase, și legat acolo, știi că, uh -huh. nu știu, mazărea cu cu orez și cu nu știu ce, aia să... era mâncarea din copilărie, da? E, e mult mai ușor să-ți structurezi o nutriție corectă și după finalul adolescenței decât dacă ai băgat numai... Și crezi știu? că această setare din copilărie va putea rămâne în viața copilului care va deveni adolescent, da, va întâmpina exact o perioadă grea de care vorbeai mai devreme? Dar mai apoi, ca adult, mă gândesc că intervin foarte mulți factori care pot schimba asta imediat, pentru că uh, o idee cu care rezonez e cea uh, conform căreia uneori uh, nu mâncăm pentru că avem o gaură în stomac, ci o gaură în inimă sau în, uh, da. în, uh, în, în, în modul în care ne, ne raportăm la viață în general. Suntem frustrați sau. Uh, nu știu, mâncam din cu totul și cu totul alte probleme. Cu siguranță și eu, de exemplu, am ajuns de la, aveam la sfârșitul liceului, aveam vreo 57-58 de kilograme și am zis la 80 și ceva, când s-a născut Alex, uh -huh. um, și mâncam emoțional, mi-acordam recompense, adică la sfârșitul fiecarei zile. Și bine, un cer vicios că săream peste micul dejun pentru că mă trezeam cu multe snuzuri. Nu știu cine, apropo, cine inventa funcția asta snuz? Eu nu, nu, înțeleg care e rolul ei. Deci uh -huh. tu, în mod conștient, seara, deci bă, pentru mine ar fi bine să mă trezesc la 7, la 5, la 8, nu contează, da. da. Să prind avionul, să ajung la birou, nu contează, da? Uh -huh. Și a inventat și -ai o funcție care îți anulează decizia aia, luată în mod conștient, Știi? Mm -hmm. Și a dormit te, te pune să mai Mă rog, trece da, aia e nasoală și mi se mai pare nasoală aia care ți arată câte ore mai ai de dormit. Presupun presupun că ți se pare ok aia pentru că <gri> ți arată organizat bă, cât mai ai, să știi dacă te-ai culcat târziu sau nu, devreme. Nu, pentru că deja o să ajung și acolo. Bă, am obicei de, de a dormi un anumit număr de ore nu mă mai interesează. Să știi că, de exemplu... Uh, hai să dau un exemplu. să zicem că sâmbătă dimineața știi că trezești la 4 sau la 5 să ai un antrenament, da? Dar cu o seară înainte ai avut un NBC, o nuntă, botez cu metrie pe care n-ai putut să o sari, așa poate ai fost nași acolo. Și ajungi la 3 dimineața acasă sau la 2, da? Da. Dacă nu te uiți la ceas, când te culci, deci tu l-ai setat să sune la 5, dar nu te da. uiți, creierul e păcălit, e dar peste că nu știe cât a dormit, crede că a dormit ca de obicei, dacă schimbi te uiți și zici, mai am oră și poate sau două de somn, păi da, asta e te nasol. apucă uh, nebunia, da. Acum să revenim, mai știucare, cam, păi, bagat, așa, cu, nu mai știu care întrebare întrebarea că am așa. cu spunem, copii cu da, cu copiii, a, a, Vorbeam de puterea exemplului și de ce crezi că, tu, că după 18 ani o să aibă perioade în care pe fond emoțional vor mânca mai mult, dar una este ca la sfârșitul uh, perioadei de adolescență, nu știu când, 18 ani sau la bărbat uh -huh. la 54, am citit așa. Mai așa, avem puțin. Așa, să fii cât de cât fit și cu niște obiceiuri bune. Așa, alta e, uh, mai ales în perioada copilăriei, când poți să iei îngreutate foarte mult, că ești și în creștere și și celulele și adică, crești, uh, mai ales că România e pe locul, cred că pe locul întâi la, în Europa la obezitate infantil. În România? Da, e da, ciudat. Da. Mă așteptam să fie mai prin vest. Țara da de ce? Când noi nu putem să pe locul 1? Ba da, putem, <laughs> dar iată. <laughs> da. Da. Și atunci, uh, să știi că suntem pe locul 1 la destul de multe lucruri și la uh, numărul mediu de privit de la televizor, aproape 5 ore și ceva. Uh, deci mi se pare fantastic Eu nu aș putea să mă 5 ore și ceva Nici dacă aș fi în uh, lockdown <laughs> Cu pedalat și că uitat la seriale de, Prin la 5 ore și ceva A, așa. Cu copii cu, da, și da. cu obezitate deci zice, cu obezitate, ii? da uh, Deci dacă tu până la 18 ani îi lași cât de cât acolo, fit și cu niște obiceiuri bune. Uh -huh. Chiar dacă o derapaje de bagea, una e să... Ok, mai pui 3-4 kg, vezi că nu te mai încap blugii o las ușor aceea o perioadă și alta e să termini, să fii adolescent la 120 kg și atunci să-ți dai seama că ai vrea și tu să poate să dansezi sau să nu știu, sau să alergi sau pur și simplu să urci tu liniști scările până la 10 aici la... Așa. <laughs> așa, că nu merge Unde Suntem? așa, și vezi că ai o problemă. Uh -huh. e, e un pic dificil atunci să-ți restructurezi și să-ți readaptezi nutriția să slăbești, nu știu, 40-50 de kilograme, un pic uh, dificil Tu te pricepi foarte bine la ceea ce înseamnă nutriție ai studiat mm... mult, ai studiat mult, ai citit A... mult. Da, am citit, am studiat am vorbit cu medici nutriționiști, ceea ce contează foarte mult și în primul rând am, am fost propriu cobai. Adică ce făceam? În primul rând analizele făcute la fiecare șase luni și un set destul de avansat de analize, nu doar colesterol, glicemie și hemoglobină astfel încât să observ, de exemplu, dacă introduc în nutriție ceva nou sau scot ceva de acolo, să observ schimbările. Pentru că la noi care e tendința? Să zic că se face analize, cum se face în România atât la 10 ani, când te doare ceva, și vezi acolo că ai, nu știu, mai puțin magneziu, dau un exemplu. Oh, și te și eu o găleată de magneziu. încep să... Uh -huh. uh, poate chiar, nu știu, pudră de -aia de la așa. <laughs> <laughs> și încep să bagi. Ceea ce nu e normal. Mai întâi uh, trebuie să vezi... Uh, Ok, ce alimente îți aduc magneziu acolo, uh -huh. ce îți inhibă absorpția și așa, ușor cu, cu alimentele, nu gata, brusc o găleată, știi? Okay. Sau mai vin oameni, mine, uite, ia suplimentele astea, că să vezi ce energie o să ai și ce... uh -huh. nu știu, orice supliment dacă, sau orice substanță nouă care apare pe viață, te faci niște analize, ia-o timp de o lună, două, trei, după să faci din nou analize și vezi dacă într-adevăr funcționează. Dar ce analize spui că faci în plus. E o păi listă trebuie să-ți citesc. Să citesc, să citesc dar stăm, dacă vrei, știi, pui la sfârșit ca la filme. Exact, <laughs> pe păi da, în ea, descriere. Sau poate, scribe, poate da. ai o recomandare, nu știu. Dacă pe, pe site-ul tău împărtășești cu cei care care intră acolo. Eu la sfârși, la toate conferințele pe care le țin, mai mm -hmm. ales pe teme de nutriție, am, am avut o serie de conferințe care se numea ce mănâncă Andrei Roșu, așa ca să fie mm -hmm. să fie să clar. Zi, clar. așa. Și începeam cu analizele din 2003 până la zi, până în 2019. Pentru Câte că ore asta e Până 4 expui ore. Pa asta? Da, nu, analizele nu erau 4 ore, no, dar no, conferința nu. în sine era 4 ore, că A, era vreo înțeles. 3 ore conferința în sine plus întrebări și răspunsuri. Și Arătam exact cum evoluau toți parametrii de sănătate, cum a evoluat în momentul în care am renunțat la carne și la produse de origine animală, ce se întâmpla după cursele de anduranță foarte. cele mai lungi sau foarte intense, cum arătau analizele înainte și cum arătau după, ca să vezi cât pierzi, cât pierzi, uh -huh. cât B12, cât fier, cât magneziu, cât calciu. Uh -huh. Pentru că neștiind informațiile astea, să dobândești carențe destul de grave în timp. Da. Și uh, listele le dădeam participanților, pentru că le trimit, le trimit mereu un mail de mulțumire, evident, după eveniment și le trimiteam și lista cu, cu aceste analize. Bine, acolo presupun că erau și oameni care uh, erau cumva inspirați de tine și își doreau să facă, uh, uh, să alerge sau să facă poate chiar performanță uh, la nivel uh, de uh, amator, da? Pentru că tu ai început să faci asta acum câți ani? Ai uh, început uh, la... cu alergarea. În 2010. În 2010, 2010, atunci mi-am ales ca prim obiectiv. În momentul în care am zis gata, e momentul să devin un model real pentru copiii pentru mei. Motivația -am... principală. A fost, fost, aceasta. Da, 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 da. Și în continuare, pentru că mi se pare interesant că de multe ori avem o motivație foarte puternică, care provoacă declicul, uh -huh. da? după care dăm de greu după o lună și Pur și simplu, în loc să ne amintim de ce am început, pentru că e un, uh, un factor motivant foarte puternic, uh -huh. pur și simplu abandonăm. Zic, lasă, Pe nu asta voiam să te e. întreb de ce crezi că durează doar o lună, două rezoluțiile de an nou um, atât de comune și de cunoscute nouă? Cred, pentru că nu există cred. o motivație atât de puternică sau mm -hmm. pentru că nu sunt implementate corect? Hmm, cred că e un cumul de factori. În primul rând, momentul în care alegem acele rezoluții sau promisiuni, nu știu dacă e foarte bine ales. Adică la 12 noaptea de revelion, s-ar putea să deja psihic să nu mai gândești foarte limpede. Ești obosit sau eu știu, ești la loptele pahar. Și într-adevăr simți că a trecut un an în care nu s-au întâmplat lucrurile pe care ți le propusesei la uh -huh. Revelionul trecut și doar că le pui din nou pe listă sau pe peres, pe șervețel, pe o sticlă, depinde cât... Tu de cum faci asta? Ce folosești? Aplicații, caietele. Excel în primul rând, ești mai da? corporatist, am lucrat 16 ani total în corporație. Să ajunge și, și acolo, că mi se pare cu, fantastică cu... Fantastică a ta carieră. Cu deci tu agenda, faci, un, cu... faci un, Excel da. în care ce scrii? Păi hai să o luăm așa, de exemplu... Hai să presupunem că mai aș propune să devin campion mondial la uh, la dans sportiv. Uh -huh. da? uh, primul lucru pe care l-aș face aș vorbi cu un campion mondial uh -huh. sau cu un antrenor al unui campion direct, adică am observat că ce, ce, cea mai ușoară cale de a dobândi o abilitate foarte rapid este să discuți cu oameni sau să te antrenezi cu oameni care deja au ajuns la nivelul ăla, pentru că scurtezi multe etape și eviți multe greșeli. Și aș întreba în cât timp s-ar putea. De ce ai alege un mentor? Un mentor. Și atunci, în cât timp mm -hmm. aș putea să devin campion mondial? Mai mm -hmm. știu, 8 ani, 10 ani, 3 ani, nu știu. Dacă faci zilnic. Uh, uh, nu știu. 5 ani, dacă vii o dată la 2 zile, în 3 ani. Știi că se mai sentimentează, era la <laughs> în Așa. După care ce bun? Și ce presupune în 3 ani ceea ce să fac? Păi să vii de minim 4 ori pe săptămână. Bun. Am uite, calendar, pun. Când pun? Lunea, aș putea, miercurea, sâmbătă și duminica. De acum 4 ani. Gata, uhum. nu există ninge, ploa, n-am chef, uh, curge nasul, nu contează, mă prezint acolo la sală. După care, ce mi-ar trebui? Echipament, mi-ar trebui, asta, 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 Ce Câte călătorii ai pe an? atât, atât, atât. Ce buget. Da? Atât, atât. îmi permin, îmi permit, bun. Și atunci când ai planul ăsta foarte bine stabilit, tu rămâne doar să te ții de el. Da? Și automat folosesc excel mai mult pentru partea de bugetare, de. mă rog, ce presupune un proiect mai amplu, dar după care toate uh, tudurile to sunt uh, intră în, uh, în, uh, în calendar. În, uh... Uh, ce folosești, Google calendar văd. Da, dacolo, e integrat da? Uh, e în cloud cu, uh, cu toate calendarele. Pentru că mi se pare foarte interesant sistemul tău. Adică mi e clar de când ai venit. Uh, Mi-ai spus direct, sunt un om foarte organizat, care plănuiește aproape totul pentru a avea succes. Uh... Și atunci sistemul ăsta trebuie să fie foarte interesant și spui că folosești excel folosești un Google Calendar și te ții de ele. Da, mă ții de ele. Că plouă, că ninge, nu contează. Hai să luăm așa, uh... în fiecare zi ai două, maxim trei activități care au un impact foarte mare asupra vieții tale personale și profesionale. N-ai 100 de activități, adică dacă vezi pe cea cu, ți-arăt un to-do list de, de 486 de lucruri... Nu e real, ultimii, da, e o nebunie. Așa, da. Oricum, o să au, probabil că nu prinde anul, nu. Așa, ai uh, două, trei lucruri foarte importante care dacă se întâmplă, uh -huh. deci nu mă refer la mail-uri, că răspunzi la mail sau răspunzi la telefon, mă refer lucruri care, proiecte sau părți din proiecte, care dacă au dus la bun sfârșit în ziua aia, uh, avansezi foarte mult... Uh, la proiectul la care Poți să-mi dai cred. un exemplu concret din viața ta? păi da, Dintr-o zi. Exemplu concret dintr-o zi. Eu, în primul rând, part ziua în niște segmente. Deci prima parte a zilei este timpul meu personal. Nu mă deranjează nimeni. De la ce oră se întâmplă? De la 5 la 7 dimineața. E nenegociabil, așa. Da. Dar stai, poți să te întreb la ce oră te culci sau mergi la culcare? 10. La 10. Îmi citesc copiii o poveste și mă culc. <laughs> <laughs> da, cam 10, 10 jumate maxim. Uh, cam te bagi în pat sau nu? Da, bineînțeles. Că deci a, citesc, atunci, da? nu, te, te nu, mă, la 9 nou, jumate, mă gândesc că dormi jumate. în pat, dar nu, știi că ce ai copii... nevoie de timp să, okay. să adormi. Adică... Da, în, timpul școlii, în, timpul școlii, copiii se culcă undeva pe la 9. Ok. Da? Uh -huh. Și atunci ne rămân și 9 ne ne rămâne timp părinților două Dar, minute nu, pentru... Dar nu trebuie să intri în detalii <laughs> două minute aici. pentru că să te exact, căsătoriți Nu, nu, nu e nevoie da, să ne... Da, pentru discuții. În mare așa. În mare, în mare. A, așa, este și 9, dar, jumate, 10 în anii direct. Deci nu, mă, nu cred că mă prinde o oră mai avansată. Uh -huh. da. Dar se reglează da, Dar, dar nu te uiți la filme sau mai citești? No, ce no. faci? Te bagi în pat? Când, când intri citesc, în dormitor? Citesc, citesc. Zece ai ai filozofia de paci asta paci. că renunți la tehnologie odată ce intri în dormitor? Ah. Intri cu telefonul? Nu, 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 nu. Îl lași la culcare în bucătărie? Las la, da, îl las la încărcat în, în bucătărie. și. Mă, ai televizor în dormitor? Nu. Bravo, oia. asta e un lucru foarte bun, cum nu. ar fi. Eu sunt tentat, adică eu, da, hai să e despre tine, nu despre mine. Am deci două, nu, am, nu intri cu telefonul nu, în dormitor. Am, am două telefoane, am un telefon vechi, mai vechi, la care ține baterie vreo săptămână, uh -huh. adică ăsta clasic, analog, știi, care da. merg pe munte cu Aha, așa okay. și pe ăla ai se alarmă. Că știu că n-am, că mă trezesc, nu o să stau să mă uit la, știi, să verific status sau nu, ăla la a încărcat în partea cealaltă. Uh -huh. a, așa. dar să știi că acest culcat de vreme se reglează foarte ușor, mă natural. Dacă trezești 3-4 zile la rând la 5, dimineața n-ai cum să te cuști la 12 noaptea. Bine, scris, depinde și, nu de, și, ei, de orice... și de program. Da. Și de program. Sigur, dar eu cred că 7 7-8 ore, ore pe noapte sunt arhi suficiente de somn, mai ales dacă faci mișcare și ai o nutriție ok. Uh, și, și de asemenea dacă ai uh, dacă spui în prima parte a zilei un lucru care te energizează și care uh, nu știu de abia aștepți să l faci Adică, de exemplu, n-am văzut pe nimeni care să se greu când trebuie să plece în vacanță, la mare sau. Mm -hmm. Știi? The excitement, ăla. <laughs> excitement, oh, hey. yeah! ei! Și atunci, da. dacă, dacă începi ziua cu lucruri care îți plac, sunt ale tale, da, personale, că faci sport, că nu știu, că scrii, că dansezi, că nu contează, mm -hmm. atunci, bine, dacă tropăi mult, e nasol La 5 dimineața, <laughs> <laughs> dacă stai aici la bloc, da. Așa va fi urât. Dar. El Asta ziceam că împar ziua în 3. Mai întâi e timpul meu. Mm -hmm. După aia de la este... la 5 la 7. Da, de la 5 la 7. După care, sigur, tai părțile astea logistice cu trezi copii, mâncat, dus la, la basa, pregătit pentru școala online. După care este partea profesională care ține undeva până la ora 4, 4 jumate cel mult și pe care este timpul de calitate petrecut împreună cu familia așa l-am numit, în care avem diverse activități. Și uh -huh. deci cam așa de ziua. Deci timpul meu, timpul carierei sau al vocației, al profesiei cum vreți să-l numim și, și timpul, în timpul în timpul carierei, pe da. care la aloci carierei, uh -huh. lucrezi non-stop în acele ore? Pentru că mi se pare că de la, de la cât ai zis, de la 10? Nu, nu cam de, de pe la, 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 la 8 ,5. jumate. 8 jumate, da. de pe mm. la 8 jumate până, până la 4 jumate. 4, a jumătate. bine, acest lucrat non-stop e o fantezie, că nimeni nu lucrează non-stop în, în sensul în care, uh, nu știu, ca la fabrică să, știți, să, linia mm -hmm. de ambalare și nu te ridici. Nu. Dar să faci un a, plan înțeleg? și pentru asta? Bineînțeles. Pe, în general, am, am așa, am observat că prima parte a zilei uh, în partea de profesie, dacă vin energizat, da, pentru că am alergat, am, o, am luat un mic dejun, dacă vrei vorbim și despre -o, la un moment dat, Vreau, iar vreau, care mă energizează neapărat. foarte mult am 3-4 ore în care dudui, deci sunt uh, cu motoarele sunt, uh, dacă aș compara cu avionul că am frică de avion uh, dimineața energia de decolare știi cum mm -hmm. sunt avion când pleci, nu pleci zzz, pleci, uh, avionul pleacă zic, ca rachetele lui Elon Musk a, 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 a ar duce, așa ar fi de dorit da, așa, iar seara e o energie de, de aterizare, că în general mm. nu aterizezi ca decolare, că e nasol, apare la știri. Bun, și atunci profit de primele 3-4 ore de a face cam 80% din ce ai făcut în plan profesional în, atunci, în, în prima parte a zilei. Și atunci partea a doua a zilei arată ușor diferit, în sensul în care mă concentrez mai mult pe întâlniri, pe telefoane, pe activități care nu mă solicită intelectual. Dar care de... e profesia ta în momentul ăsta? Cum ai defini -o? Pentru că ești o personalitate atât de complexă din punctul meu de vedere, încât sunt curios ce părere ai tu despre tine. Okay. care e profesia ta? Um, ce faci acum? Deci, ce până te definești? în 2016 am lucrat 16 ani într-o corporație, am avut diverse roluri acolo, adică am lucrat mai timp în vânzări, după care în resurse umane, project management, în zona asta, și marketing. După care, în 2016, în momentul în care am început un proiect care presupunea că a doi ani mai târziu să traversăm Oceanul Atlantic într-o barcă cu vâsle, Uh, am ocupat, adică logistic a fost foarte, foarte greu proiectul ăsta și atunci am plecat din, uh, din companie. Eu în paralel aveam un proiect antreprenorial, uh, cream programe uh, online pentru alergători. Uh -huh. uh, 42 caroșu de la canapea la maraton, apoi programe de nutriție, sănătos caroșu, tot felul de programe. Uh -huh. Care presupun odată dată parte de dezvoltare IT, unde lucram cu diversi colaboratori, dar și partea de de relații cu clienți. sunt tot felul de întrebări. E, a, în 2018, după ce am venit de pe Atlantic, a, am făcut un curs de bucătărie vegană de 3 luni și a, după acel curs perfecționând perfecționând niște rețete de brânzeturi vegane, pe care le tot încercasem, a, și discutând cu prieteni care spunem, "Boi, pot să renunț la carne, dar la brânzeturi niciodată." A, am zis, "Hai să Hai să crești să lansezi o gamă de lactate și brânzeturi vegane, deci alternative pentru lactatele și brânzeturile clasice. Și așa a apărut uh, Feel Good, marca uh, asta de brânzeturi vegane. Și în 2019 am lansat-o și de 2 ani la asta lucrez. Așa, mm -hmm. să facem deci, a, producție. Acum cu asta te ocupi. Da. Ești antre... Avem o fabricuță, mm -hmm. s nu știu, am trecut de, de la faza de intraprenor, pentru că ajusem în ultimii ani în corporație să-mi propun proiectele, mergeam la management și mă ziceam, uite, vreau să fac asta anul ăsta și cred că ar avea impactul ăsta și ziceam, bun, ce resurse ai nevoie? Am asta, asta și le urmăream. Deci, uh -huh. practic, eram în zona de, așa se numește, intraprenoriat. Uh -huh. După care am mers în zona de freelancer, pentru că nu aveam niciun angajat. Eram eu singur și externalizam totul, adică voiam o aplicație, mergeam, cumpăram... Serviciul respectiv, voiam contabilitate, da? servicii de avocatură, totul tot, tot era externalizat. Sau un site, sau design, sau orice. După care, de când cu aceste brânzeturi, am trecut și în zona de antreprenoriat, în care e deja o firmă cu un colectiv mai mare. Uh -huh. Da? De, de e foarte interesant pentru că tu ai început uh, uh, în lumea asta artistică, da? Tu ai fost a, ai avut trupă. Da, 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 da. Dar asta a, -a fost cu două. Păi, da, da. De -a -a Hai să zic de ce e foarte important pentru mine. Și mai ales în contextul actual în care vorbim din ce în ce mai mult despre reorientare profesională sau în care oamenii își dau seama că nu aparțin locului în care lucrează se simt poate nefericiți acolo sau frustrați, mm. tu ai schimbat domeniile ca pe ciorapi, adică la un moment să dat să știi că nu chiar atât de des no. <laughs> nu, oh, și nu sunt oh, superstițios am alte okay. fotbaliști măcar, care poartă și măcar, măcar... <laughs> foarte bună aprecierea însă măcar ca și uh, număr, da. tu ai început mm. în domeniul artistic, ai avut o trupă celebră, gaz pe foc da. erai uh... Pe val. Da. Erai la o vârstă. Câți ani aveai atunci? Păi am plecat din. Am început cu formația pe la 15-16 ani și am plecat pe la 24, Ei, cam așa. Toată lumea și imaginează ce înseamnă să fii într-un boys band la vârsta aia, boys band care a avut succes. Pentru că păi? era nebunia, adică țin minte, prin în anii 90, da, sfârșitul anilor da, 90, da, da. erați pe val. Da era moda asta a trupelor de băieți, erați acești băieți cool care aveau o grămadă de fane, presupun, și cum de nu te a ținut captiv pentru că înțeleg de la tine că n-a fost pasiunea vieții tale. Uh. Uh. Chestia asta, aveai succes, erai într o trupă de băieți care cântau, apropo, erai bun în asta, pentru că am văzut și trupe de băieți, nu știu, am auzit de Mili în care erau mai, erau erau mai mult de fațadă, așa, da. știi, sau nu știu care a fost situația la voi. Okay. Dar mi s-a părut fantastic că documentându-mă despre tine, am aflat că ai început cariera artistică, ai avut succes, erai pe val după care la un moment dat tu singur ai spus Băi, am simțit că nu pentru mine, vreau să fac altceva. Mm -hmm. uh, mi s-a părut incredibil. Deja trupa nu mai avea succes, era sau voi ați hotărât să o destrămați, sau cum, cum s-a întâmplat? Mm -hmm. acum? Nu, hai să spun, foarte, foarte pe scurt. Deci, în momentul care a început trupa, eram la liceu. Mm -hmm. Și eu ca o fiere așa retrasă, introvertă, acum sunt introvert extrovertit, așa mi s spus. <gătări> adică am lucrat cu mine să par mai extrovert, așa? deși îmi place cel mai bine mă simt în casă. Așa cu o carte mult. Am zis, văzând la televizor tot felul de trupe, am zis, băi, dacă aș avea o trupă, ce simplu mi-ar fi în relația cu fetele. Așa și așa că de la 14 ani, bă, normal. ce simplu ar fi. Tot de-aia m-am apucat și eu de da. Exact, te înțeleg perfect. Te perfect. Așa? Bun. A, și... Așa a început formația, mi-am găsit, pentru că nu știam să cânt la niciun instrument, fusesem în corul școlii, pentru că fiind la, la un liceu lângă televiziunea română, în fiecare an când îi se făcea odelul ceaușescu, uh -huh. ne chemau la, în platou la TVR, și noi trebuia să mimăm ce cântam Madrigalul sau alte coruri, știi? Și ne A țineau da, nu două, trei zile mai că noi trebuia să învățăm tot anul cântecele că nu puteai să mimezi. -mi păi adică ce ai zis? Să ba, merge. <laughs> și în cor, știi cum e? m de școală, te-ai impresia că ești bun. -a -a, indiferent ce scos pe acolo. Și acum, deși acum țin minte cântece din anii 80, pe care învățam învățeam pentru Ceaușescu, cu cel bun, cel drept, cel mare, cel viteaz. Deci am, am, rămas șocat. Traumatizat Așa. de texte. Și m-am întâlnit cu, aveam doi colegi de liceu, Lucian Viziru și uh, Răzvan Iacob și i-am văzut într-o zi cu o claviatură, mergând pe acolo și zic, ce faceți? Păi vrem să compune ceva, că eu aveam versuri, în schimb, eram foarte bun la versuri. Aveai planuri și pentru asta. Aveam plan, aveam versuri, puteam să mimesc -mi acolo ceva de voce, <laughs> dar nu aveam uh, partea de compoziție și așa a început trupa cu noi trei și uh, Lucian stătea chiar vis-a-vis -vis de liceu, deci era foarte simplu să plecăm în pauză, să nu ne mai întoarcem uh -huh. și să compunem. După care am cooptat încă doi băieți pe parcursul anilor și așa a ajuns trupa. E, ulterior am intrat la facultate, toți dintre noi, și fiecare în alte domenii. De exemplu, Răzvan Iacob a făcut medicină, era și olimpic la la, la la biologie, la chimie pe țară. Era foarte pasionat, eu vreau să mă fac medic. A intrat cu 10 bă, la deci medicină. nu pot să cred poveștile astea. Da. Știi de ce? Pe păi ce tânăr vrea, bă, eu vreau să mă fac medic, am succes plin de fete care îmi strigă numele și smulg tricourile. Dar de ce? Nu câștigați destui bani. Care era problema? Care să da, era pur și simplu visul. Nu știu, e adică erați La un moment dat tineri, aia celebri. Aia, câștigați bine, presupun. Am văzut imagini de pe la concertele voastre cu fetele cu mânuțele, nu era. Da, dar erau sub 6 ani, să opt ani. Pe bune, nu? Da. Serios? Da. Nu. Da. da. Nu, uh, nu, erau 10 ani. În general erau What? fete bici, erau... Na. Asta era la boys banduri, ce veneau uh, doamne de 25 acolo. Adică veneau, dar cu copii de 3, <laughs> așa. Mă rog, tu <laughs> da. știi mai bine. Da, așa. Bun. Eu doar uh, pot să-mi imaginez. Bem, da. imagineaza așa, în primul rând, uh, bă, de ce m-aș duce la medicina atât când am succesul ăsta, sunt? Pentru că poți să faci o proiecție, să zici, bă, unde o să fiu eu peste 20 de ani. Așa v ați gândit. Așa fiecare așa avem discuțiile astea, adică da? cum te vezi? Că vedeam afișele alea cu șușe pe la mare, cu soliști de 40, 50 de ani și mă gândeam, zic, bă, o să ajung așa, adică să ajung acasă. Atât a casă... de matur să fii la vârsta aia, doamne nu știu, și mă gândeam, da, 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 că nu aveam totuși, adică poți să faci un exercițiu măcar la, așa, într-un drum, într-o călătorie asta lungă de 5-6 ore cu mașina, poți să faci o, apropo, eram 5 cu bagaje, cu claviatură într-un matiz. Asta era mașina de trupă, să zic, nu era chiar așa. A, și înțeleg. Era, ok, chestiile astea da. le înțeleg. Bă, nu mai vreau cu matizul. așa. Și uh, Răzvan voia să fie doctor și chiar era, lucrează la fundenie, pe gastro, e foarte bun. Deci, asta a fost direcția lui, zis cu Olimpiade, cu medicină, și în anul 3 deja nu putea să mai vină la concerte pentru că trebuia să facă practică în spitale, nu mai. Și a, a trebuit să aleagă. Și a plecat din trupă. După care eu m-am gândit la fel, zic, băi, eu sunt economist, am făcut aseu, părinți economiști, direcția cam asta era. Și zic, dacă aș vrea să mă angajez, că nu se punea, punea problema antreprenoriatului pentru mine la vremea aia, dacă vreau să mă angajez undeva, zic, la o bancă, că ăsta era mirajul, la 30 de ani sau la 35, e cam greu. De ce era mirajul la o bancă? Pentru că mi, erau salarii mi se pare păi nu, că... Da, atunci, 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 vorbim de anii 2000, uh -huh. erau salarii bune, 200 de euro. Deci 3 de dolari. Adică de... Te gândeai la <laughs> salariu. Da, păi, orice... Și dacă te gândeai la venit, cum de nu v-ați gândit, nu știu, să rupeți, să fiți aceste păi rockstar-uri? Ori care... cât ai fost de rockstar la vremea aia, Uh, nu, nu, -am nu am se să, să ne bine. schimbăm uh, vestimentația la fiecare concert, fiecare apariție TV, adică ban eram pe minus <laughs> tot timpul, A, oricum. Okay. Acum Așa. Înțeleg, înțeleg. De, voiam să facem live cu trupe, cu deja se împărțeau uh, orice venituri la Orice veni se la Și 10, era o 5... perioadă în care era greu de făcut managementul unei astfel de organizații, nu? Uh, adică nu reușeați să atrageți fonduri astfel încât să no, vă era... lansați ca lumea și să câștigați mult din bilete? Nu, no, era, din... era pionierat, era haiducie la vremea aia, vorbim de 99, a fost prima criză economică serioasă și că s-a dublat cursul valutar peste noapte, deci da. era așa, un, Aha, mai rău decât acum. în 2007-2008 și... A, în primul rând, eu mă ocupam de partea de management și de relația cu fanii. Le răspundeam la scrisori, le aveam cutie poștală, și de și acum CP18197 de la Băneasa, de la eu, că să poșta, deschideam săptămâna lor, că acolo scrisori. Le am și acum, am găsit de vimi prin, prin cămară, o pungă cu scrisori. Așa, și eu eram manager, apăream pe casetă, pe casete, nu știu cei care ne urmăresc, casetele da. sunt niște, mă rog, <laughs> așa, pe casete eram Mihai Ionescu, eram managerul trupei, știi? Și când suna cineva, <coughs> Da, spuneți, vă rog. Serios? Da, 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 da. Pentru că. Da, de da. Nu trebuie să, all, nu? Pe, Danu, nu trebuie să pe casetă, exact. mai să dai fani, fani, da, zi, da, spui, da, nu, zici Andrei. Oh, și da. Și eram Mihai Ionescu și voce gravă și zicea, domnule, băieți, e extraordinar. Cum să. Ăsta e prețul, este. <laughs> Știi, că nici nu Tu negociai da, contracte? Da, eu negociai, da, da. da. Păi, da, și eram falimentar. <laughs> <laughs> e, mă rog. Și în același timp. Lucian era pasionat de tenis, de dea și ore de tenis în da, familia lui așa. Asta face și Asta acum. face și Pe culmea că fiecare face acum cam pentru ce se ce? pregătise la vremea uh -huh. singurul care era... A, mai aveam un stomatolog în formație pe Alin Lupșa, care e stomatolog și el acum, și singurul care era cântăreț și artist de mic cu festival, cu mers la ursulețul de aur, cu <laughs> care n-a lucrat o oră în viața lui, era focusat pe asta, cu pe asta era Paul Panait, care și acum cântă. OK. Da. Deci eu zic că fiecare și a urmat uh, calea și pasiunea și în plus, se deci, se trupa a fost un accident. Cumva. Da, a fost și am avut și un avantaj mare că am crescut atât de lent, mm -hmm. încă mi am dat seama, dar deci după vreo 5 ani eram într-un fast food că pe vremea mâncam și la fast food. Și la un moment dat, mi-am -am simțit niște ochi așa, a țintis pe mine, știi, și m-am dus să stea în gâtă, <gătă> burger, e ciudat să se uite lumea la tine, știi? Da, da, da. Și atunci moment. am realizat că, în sfârșit, suntem și noi cunoscuți și că apărusem pe la ceaiul de la ora 5, pe la niște emisiuni mm -hmm. astea. Mm -hmm. Deci am crescut foarte lent. Da, nici nu mi s-a urcat la cap vreodată, adică mi se părea... Zga uite, am mai construit ceva, am pus o cărămidă și cred că așa, m-am obișnuit ca uh, să mi acord 10 ani pentru a atinge un obiectiv important și de obicei cam după 10 ani schimb uh, aria de activitate. Adică am început de la zero după formație, am dus, am depus CV-ul la niște bănci, m-am tuns frumos, eram uh, frezat, nu mă cunoștea nimeni, că oricum nici nu puteau să, nu poți să faci legătura pe înainte. motivația pe care a avut-o a fost salariul. Cu trupa fetele, nu, nu, da, nu, erai tânăr la... Da, fetele, după mi-am dat seama că nu după ajută aia, Nu te ajută <laughs> Nu ajută, din potrivă Așa. Din potrivă? Păi da mai, pe mai, fetele, zic, cum, mai cunosc, cum mai pot cunosc să mă eu niște băieți. Să de acest om, mai cunosc băie... eu niște băieți care da. cântă și nu deloc nu o duc rău din ce știu. S-au adică, schimbat vremurile pe vremea noastră, nu, știu, nu, era așa. Nu, nu, nu era așa. Era inabordabil. Nu, și prietenii mele de atunci nici plăcea gas pe foc. <laughs> <Nici> <laughs> plăcea, nu plăcea. nu știa de trupă Dacă că a cunoscut. Da. Îmi imaginez acum cum te duci tu la un ultra maraton și îți mai pui în căști. Adio! <laughs> Da. So, visul a scurs gaz pe foc. Uh, Le-a mai pus copilul și râdea, merg, da. De asta! Da, Așa. da e interesant. Și după aia te-ai dus la bancă? Nu am dus la bancă. Și am tot la zero. Nimeni nu și-a dat seama, cred că în primele luni, n-a făcut nimeni legătura. Ce vârstă aveai lune. când te-ai dus la bancă? 24. 25. 24. 20. Am început uh -huh. ca marketing. Deci se poate. Pac. Da. Aveai ave studii? Aveam Aveai aseu. Că ai făcut aseu, am făcut și da? armata, stai liniștit, deci nu... am fost ultima generație. <laughs> și te puneau să cânți în armată sau nu știau? Nu ba știau știau. știau, știau, atunci știau. Uh, da, știu că era și un tip de la moromeții, deci a fost așa, care Avea făcea hip-hop. să până, mai faceți o trupă în, armat. în armată. Da. <laughs> Nu, acolo se înjura mult, nu cred că interesa pe Foc era <laughs> mai mult pe ea. Prea, prea finuți. Așa, și după te duci la bancă. Da, reconversie profesională. Reconversie profesională. Direct, direct. Se plătește da. mai bine, mă interesează. De, de, nu se plătea prea mai bine, dar uh, aveți o, puteai faci o proiecție cât de cât uh -huh. ok, un cash flow, să zici, bă, în următorii 3, 4, 5, 8 ani, dacă evoluezi așa, ajung acolo și uh -huh. am o stabilitate. Adică dacă vrei să temezi o familie sau uh -huh. deci faci un credit 80 de ani. Serioasă. da, așa. Da. Și... Te-ai dus la bancă? L am dus la bancă. Cât ai lucrat amici? la bancă? Păi am lucrat din 2000 în 2016. Și ai evoluat acolo? Am evoluat ai făcut performanță N-am fost eu. Am, fost CEO. Am fost? evoluat de la un punct încolo. Mi-am dat seama că nu pot ajunge CEO. De ce? Uh, Cum? Tu? Păi da. Tu poți ajunge orice. Ai demonstrat asta. Nu, nu pot. Nu în sensul că nu m-ar lăsa cineva. Uh -huh. Ci n-am structura necesară pentru a... Și nu m-ar oferi satisfacție. Mi-am dat seama că nu... Aș prefera mai degrabă să, să abordez alte arii în afară de ce făcusem atunci, în bancă. Ca să înțeleg mult mai bine. Când ți-ai dat seama vânză? de, de chestii. După ce am devenit părinte, brusc a, a, a. din zona de vânzări m-am mutat în zona de resurse umane. Uh -huh. Deși nu aveam nicio treabă, știi, uh -huh. dar uh, mi s-a părut foarte interesant. Pe care m-am ocupat de training, de internal branding, de mai multe. Și pe care m-am mutat în divizia de leasing a companiei respective și atunci m-am apucat de. De alergare. Și am mers în paralel foarte bine. că toată am și, și cum te-ai apucat tu așa de alergare? Ai fost motivat, mi-ai povestit da. de, de fiul tău, te-ai gândit că trebuie să-i dai un exemplu. Uh -huh. Și ce ai făcut? Te-ai trezit într-o dimineață nu, nu. și gata, a pus de frumos. maraton, tata. Nu, a fost foarte interesantă uh, situația pentru că. Uh, o colegă de-a mea era exasperată că prea aer condiționat mereu, pentru că oriunde mă puneam în open space din companie, unde ai o dita, ai hala acolo, oriunde pui vine aer condiționat în ceafă, îți așa, mai ales dacă știi ca fumul de țigară că trebuie nefumători. Uh -huh. Și uh -huh. răceam foarte des, bine, nici nu aveam o imunitate bună la vremea când făceam sport, eram și uh, supraponderal. Și... Uh, o colegă era disperată pentru că aveam și biroul spre sud și când oprește aerul condiționat Mm -hmm. Și e soare, se încălzește toată lumea zi? și s-a prins cam cine face uh, măgările astea și mi-a trimis uh, un e-mail uh, cu un link către maratonul de la Polul Nord, dar fără niciun comentariu așa. Pe păi asta de... voiam să te întreb: că primul tău maraton a fost, a fost la Polul la Nord. Polul Nord. Da, deci, da. mă gândeam cum te-ai trezit tu, așa într-o dimineață, băi, copilul meu trebuie să aibă un tată exemplu. unde? Vreau să alerg un maraton. Unde? Nu m-aș fi gândit. La Polul Nord, tată. Adică, pe bune. <laughs> da, m-aș fi gândit să aleg un climat mai prietenos. Să... Nu, tu te-ai dus uh, la Polul Nord. Pri... A fost primul mi -a tău maraton. M-am Ză... la... gândit că ar fi o ocazie bună. Deci, când am văzut e ul ăla, uh, am deschis, am văzut că e un maraton la Polul Nord. Zic, ce nebun, eu nu știam ce maraton, nu știam. Dar ea ți l-a trimis cu ce intenție? De a -te? Uh, a fost una, știi, în corporații trebuie să ai apropo subtile, așa, nu zic, bă, ne nu mai prin fraterul, condiția că murim aici și mirosim și nu știu ce. Așa, da. A așa finuț în ideea că poate se zice și eu, că uite, unii alergă la minus 40 nu se plâng de aer la plus 23. Înțeleg. da, a, așa. da. Așa. Da. Și s-a gândit probabil că dacă ajung la Pulul Nord, ori dobândesc cu mare rezidență la frig, ori mor pe acolo, de se rezolvă oricum situația. Da, da, putea a... să-ți trimită uh, o invitație, nu știu, sau ceva despre Laponia, despre Moș Crăciun, despre... Sau să-mi dea o șapcă. A, da, a încercat <laughs> să deja cu șapcă, a pus-o invers. A, anyway, -a. a, ce anyway, sunt niște umbreluțe care se pun pe birou cu o clemă, știi, pui deasupra și nu s-a bate conținut de Serios, dacă... <laughs> Și de corporatiștilor. Da, nu le știu, dar sună foarte interesant. <laughs> business <-ul>. Da. Așa, <laughs> și atunci zic, băi, uite, o ocazie extraordinară. Mi să știi că ce m-a tras în toată ecuația asta nu a fost maraton sau ideea de alergare pe care o uram uh, din toată inima, ci e ideea de polul nord. Pentru că mi se părea, uite, ce tare ar fi să ajung undeva unde doar citisem. Știi, mi, -mi placea foarte mult Jules Verne când eram mic, și uh îmi -huh. citeam, citeam și eu și mi s-a reactivat așa dorința de a ajunge într-o zonă extremă sau într-o zonă în care ajungi mai greu de a explora, de a călători și zic uite o oportunitate bună de a face niște schimbări în viața mea, de a transforma niște obiceiuri uh -huh. și zic bun, hai să vedem ce presupune asta și le-am scris organizatorilor bine, bine să prima dată cât cost? mi-a zis păi taxa de înscriere e 11.000 de euro zic bine, gata, mersi, la revedere hai să vedem aici în București dacă e vreun maraton <laughs> după care am hai să Uh, hai să vedem poate cine știe găsesc sponsor și mă gândeam că găsesc foarte ușor că dai zici Polul Nord, văd niște firme care sponsorizează sporturi extreme, că erau reclame la televizor cu... Tu -te -te. în momentul ăla aveai ceva pregătire în alergare? Sau ne nu aveam nimic, nu, nu, deci mai alergasem din școala generală când eram cu <gătări> uh, uh, șor negru, mai eu alb. Ah, să... Ok. Așa. pe aveam o mașină de la 18 ani, o Dacia la care sugeam jiglere, cine <gătări> <gătări> știe. Dar tu, știi de ce mi se pare <gătări> atât de interesant? Pentru că aici descoper un tip de mentalitate foarte flexibilă. Bă, adică tu nu te... Eu mai rigid fiind în unele bă. cazuri m-aș fi gândit, băi, Polul Nord, e extrem ok, ar trebui să fiu pregătit, tu n-aveai pregătire, tu ai spus ok, mi-a da, da, mai erau 4 luni. challenge, păi 4 <laughs> păi luni mi se pare puțin. Știm, ne știm ce presupune, că asta a fost și norocul meu. A, ok. Eu am 4, 4 luni, 4, 4 luni, luni, 120 rup. de zile, <laughs> așa, Cipă, a, păi da, stai bă, că, mm -hmm. da. Și am căutat planul de antrenament pentru maraton, ce erau pe 6 luni, pe 12, până am găsit unul pe care mi-a convenit că era pe 12. Unde se... ai căutat? Pe net. Că pe mai net. sunt, mai pe sunt la... oameni, uite, îți spuneam că eu locuiesc într-o comunitate în care alergăm destul de des și eu folosesc un ceas mm -hmm. acesta da. și am un program pe net pentru, nu știu, vreau să alerg 5 km, după da, aia 10. Acum da. m-aș antrena pentru un semi-maraton uh -huh. și folosesc programul respectiv. Uh -huh. Dar nu știu cât de bun e, am mai, am mai vorbit cu specialiști și o să te întreb și pe tine. De unde ți-ai luat tu primul program de... Maraton direct? Adică da. tu n-ai trecut... Păi nu, prin, am luat un plan prin... de antrenament pentru maraton, care pentru sigur presupunea să crești treptat distanțele, începeai... Că știu că o... se recomandă să nu te arunci direct, să faci tu o cursă de 5, după aia de 10, după aia de 20. Era o parte a antrenamentului, deci urmau să, să le bifez. Ok. Eu știam că luat... peste 4 luni urmează să fiu la Polul Nord, era, mi-am și acum, nu mai știu cât era, în aprilie era cursa și mm -hmm. până la sfârșitul decembrie m-am apucat de treabă. Deci, dacă vă doriți să vă aruncați direct la maraton, se poate, iată. Da, nu. înseamnă că alergi mâine maratonul. Nu, dar nu, peste. Eu, eu zic că patru luni e un termen mai mult decât suficient. Patru luni. Da, mai ales că prima săptămână poți să începi cu. Era chiar prietenos programul, uh, începea cu o pauză, ceea ce mi se părut fantastic ca român. Da. Știi că luna era pauză și de marți începea, știi? Da, și luna da, da. te invita să. mai ții minte de unde l-ai luat? Nu mai știu. Pentru că se planuri. Dar mă mm -hmm. amintesc doar că lunea sugera să rezolvi niște aspecte organizatorice. adică măcar niște pantofi de alergare, să ții niște. Mm -hmm. Știi, nu începea direct luni dimineață, știi, gata, hai la 6, băi, stai așa, dar n-am ușor, sure, n-am nimic, n-am. Da. Și prima săptămână era doar cum mers. Te punea să mergi, 30 de minute, mi se pare fantastic. Zici, Ce plan... poamă, dacă o ține așa, mm -hmm, vă dați e seama bine, că da. e perfect. Bine, după aia, în a doua săptămână, mergeai un minut. Alergai ușor, dar ușor, nu? Ca un simbol la Olimpiadă. Uh -huh. Un minut, după aia, un minut mergi, un minut. Și uite, așa, după o lună, 10 km. Mai aveți să cred 10 km e o bornă foarte importantă, psihologică. Uh -huh. Știi, e prima dată când alergi așa două cifre, știi? Da. După care restul e doar multiplu de 10, știi că 10 ai mai făcut, e. Da. da, da. <laughs> Ce pare mai ușor, știi? Că așa mai exista în trecut tentația de a ieși să alergi, că orice român are niște pantofi de a de iarbă verde în casă uh -huh. și mai vine să, când vezi oameni alergând, să ieși și numai da. că problema este că vrem să recuperăm în ziua tot ce am pierdut în ultimii 20 de ani no, asta și e ori, trăznai, ori la sală, ori la treznai și bine că zici Bă, nu mai sunt făcut, nu mai pot, mă doare splina mă doare nu știu ce și zici că nu mai sunt făcut pentru alergare. Dacă e așa ușor cu mers mers rapid, alergare ușoară, crești ușor distanțele, faci și pauze atunci... Uite, tu cum recomanzi să înceapă cineva care ne urmărește cu alergarea? Da deci un acum scurt un program pe o săptămână. cel mai, mă, cel mai ușor, prima este, săptămână. Cel mai ușor, să intri pe www42 caroșuro Ai prima asta lună după, gratis. după, după așa da. Dă a, ceva concret a, acum. Deci a, unde intră? Asta uh, by the way, tu acolo ai programul făcut de tine, nu? Da, ai programul făcut de mine. A, prima perfect. lună este gratuit, ai și aplicație, aplicația 42caroșu. 42 42caroșu, da. notați-vă acolo și Până intră acolo, uite, prima 40, săptămână 42 caroși, uite, aplicați. Și... Perfect, o să-mi iau și eu. Da. E scumpă? Nu e scumpă, prima lună e gratuit. După ai 3 luni, ori 29 de euro abonament și A. Zile. dacă nu-ți place, îți dau banii oricând înapoi. Perfect. Zile. Gata, așa facem. Și uite, prima, și... prima săptămână ai mers uh, ai mers pe uh, ai mers plimbare. Și asta mers... e un antrenament uite, pentru 30 maraton. 30 de minute, uite, se primul antrenament, da? Uh -huh. Și mergi Plimbare. Chiar dacă am mai făcut înainte... Uh, și plimbare. zic și eu, acum plimbare. E vocea ta? Da, e vocea mea. Da. Mamă. Plimbare. Și o să te notifice când se termină, mă rog, Perfect. Acum. Dacă ai mai alergat ceva, nu știu, alerg de vreo 3 ori pe săptămână. E, o și tu mai... O iau de la săptămâna o care? la săptămâna... Cât ai alergat cel mai mult? Ca distanță da, sau ca durată? În, în viața mea? Nu, în ultimele nu știu, două luni, să zicem. În ultimele două luni, fiindcă am fost. Uh, Fără scuze. Nu, 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 nu. Nu. <laughs> nu, mă gândesc, mă gândesc, ultimele două luni, cred că cea mai lungă a fost 12 km. Deja, deci, zicem -o, o oră, așa, da, da, atunci poți să iei de la săptămâna 5. Am înțeles. Da. Bun, nu, mă gândeam că cei care se uită la noi ar trebui să știe că trebuie să o iau ușor, da, ăsta mm -hmm. e primul sfat. Să meargă și să consulte programele. Da, ce am că ajută foarte mult, în primul rând, să stabilești ce rol vrei să aibă alergarea în viața ta, alergarea un instrument, hai să o luăm așa. Îți spun eu rolul da. imediat, okay. cel mai important, care cred că ar fi interesant și pentru cei care ne privesc sau ne ascultă. Vreau să slăbesc, că ăsta e primul, deci bun. toată lumea. Așa, după care să te gândești, ok, deslăbit o să slăbești cu siguranță, dacă vrei să-l păstrezi ca instrument de menținere, că deslăbit e simplu, Normal. dacă să te menții o viață, bun. Normal. Dacă vrei să alegi toată viața, uh, apropo, un alergătorii, experimentați spun așa, uh, începătorii se uită la, la distanță, adică vor să alege distanțe în ce în ce mai mari, alergătorii medii la viteză, adică vor ce în ce mai repede, iar cei experimentați alergă în așa fel și se antrenează în așa fel încât să alege toată viața. Deci mm -hmm. eu cred că ar fi foarte important să iei decizia, uh, de a, să te gândești dacă vrei să alegi toată viața sau va fi doar un instrument de trei luni pe care vrei să-l folosești pentru un anumit obiectiv, pentru că atunci difer un pic uh, lucrurile. Eu aș lua acum două exemple din partea ta. Unu, uh, Vreau să slăbesc. Okay. Uh, trebuie să alerg doar la intensitate mică sau nu? Aici cu slăbitul să știi că performanța se face în bucătărie și, uh, și în sport și în... Uh, și cred că și la dans, știi, de multe ori. Da. da. Că dacă mânci o chiftele înainte de final, s-ar putea să ai același Inclusiv. randament așa sau cărnațul, Așa. Partea bună este că în momentul în care alergi, marele avantaj este că îți devine corpul foarte exigent. Mm -hmm. Apropo de chiftele, adică dacă, de exemplu, stai pe canapea și te uiți la filme, că mănânci chiftele sau mănânci salată, nu e o diferență mare, adică nu, nu o să ai un disconfort grav, dar dacă după chiftele alea ești să alergi, o să dai seama că nu funcționezi foarte bine cu, cu chiftele nutriția. și atunci cu nutriția. Mm -hmm. Sau dacă mănânci trei cazane de, de mâncare, știi? înainte de antrenament sau după. Și atunci devine, devine corpul foarte exigent. Deci asta e un asta e mare beneficiu al, al alergării. Dar ce te faci, faci cu foamea aia nebună pe care ți-o provoacă alergarea? Păi iar e un mit ăsta. În primul rând, greșeala, sau e greșeala, să zic Prejudecata pe care o are multă lume este că în timpul unei alergări azi foarte multe calorii. Și, uh, adică te gândești dacă am alergat o oră, ăsta e echivalentul a șase pizza, două oale no. de sarmale și au fuc, am văzut și un uh, test făcut no, de suedezi. 500 de calorii pe Cin acolo, nu? 5 600 Cam așa, la o alergare ușoară, la una intensă te duci în 1000, deci cam ca dansul, deci da. per jumătate de oră 500 de calorii cam pe acolo. Uh, bine, nu bluzurile, dar dans pe da, care, da, da. care Acum, le da, da. dar mai era mișcarea aia pe care nici măcar nu o făceai tu că scoporau, da, o da, mâinile, da, da. te relaxai și Da, op, da, bă, da, da. Aia, ți o da deci vorbim de super. dans, uh... antren și voie e bună. A, pe așa, stilul antren și voie e bună. Dar A, nu bluz. Bun, au făcut cercetătorii suedezi, au făcut un test, au luat știu, 80 sau 90 de alergători de mm. weekend, i au luat de pe stradă și au invitat să-și în farfurie cât cred, echivalentul caloric a cât cred că au alergat. Fiecare a, a scris acolo, eu am alergat oră, am alergat 40 de minute, am alergat atâți kilometri și i-am invitat să-și pună farfurie. Și toți și-au pus în, între de și de 3 ori mai mult decât uh, caloriile pe care le consumase. e foarte și gândește că o pizza uh, cu de toate e echivalentul unui maraton la calorii. Da. Știi? Adică, bine, o pizza medie. Și atunci e ușor să cazi în capcana asta. Uh, cum Problema faci? E calculezi? Mereu? Uh, da, am calculat la începuturi, acum știu acum ce știi. Să mănânc. Ideea care și este. Și foloseai e foarte ceva? Important. Aplicații sau nu? Scuză-mă, la... dar eu încerc să găsesc uh, sistemul tău de organizare. Mi okay. se -mi pare că asta ăsta a dus la succesul uh, tău. Știi? Uh, Cum ai învățat? Eu folosesc, de exemplu, Check Your Food, care nu e aplicație, este web-based, da, bine, poți să intri și pe telefon. Uh, CheckYourFood.com uh -huh. are în spate baza de date de alimente a. Uh, USDA, Departamentul American de Agricultură. Ei actualizează frecvent, pun pentru orice aliment, pun uh, nu doar calorile, dar pun și macronutrienți, micronutrienți, deci îl sparg, ai acolo tot ce trebuie. Capcana e alta. Capcana este să nu mănânci imediat după sport. Că dacă mănânci imediat, deci ai intrat pe ușă și ai mâncat ceva puțin că ai nevoie de câteva grame de proteine, câteva garme, grame de carbohidrați și ceva sub formă o lichidă preferabil, ca un shake, ceva ca să-ți intre repede. Nu mai stai în foame toată ziua, că, pe, dacă tu alergi o oră, nu mănânci vreo oră, atunci stai, ai senzația de foame și mănânci toată ziua, nu mai zic după maraton, că după maraton e, intervine și recompensa psihologică. Zic, da, bă, am terminat. patru, am, da. am terminat, ai să mâncăm <laughs> și, și să bem. Și, că și berile alea au calorie, adică nu Da. De alcool nici nu poate fi vorba um, Nu, mai e o greșeală pe care o fac mulți oameni Mai după maratoane uh, Sau o curse de anduranță uh, Corpul tău Înăuntru are Cam cu vreo 30-40 de ani mai mult Deci îmbătrânii câteva ore Deci toți parametrii Pentru că efortul e foarte, foarte mare din fericire, procesul este reversibil, mai uh. că ai imunitatea mai jos, ai foarte mulți parametri ai imunității scăzuți. De-aia, mulți răcesc, mulți se îmbolnăvesc, și dacă tu îi dai imediat uh, cobere, să, așa, automat să, uh, să afectezi ficatul, să scade imunitatea și mai mult. Și atunci e bine să te abții în ziua aia. Dacă vrei să sărbători, să te și a doua zi, a treia zi. Mă uh. rog. Așa. Um să revenim la, cu așa, da, da, m întrebai cum să ca să arzi grăsim. Nu există da. pastilă magică. Ideea este să să zici ok, de acum încolo în fiecare zi o să fac mișcare indiferent de formă, că alerg, că merg pe scări, că merg pe jos, că mă plimb, că adică în mod constant. Iar dacă urmezi un plan de antrenament, acolo ai, nu o să ai în toate zilele cardio, sau în toate zilele alergări lungi, sau în toate zilele sprinturi. sau eu știu, o Planul o ai. tău are și nutriție inclusă sau e doar E planul separat. De a, e separat. E separat. Aș, încerc să nu încarc foarte mult uh, oamenii de la început. Că au venit, de exemplu, sunt oameni care vin, apropo, și ne întoarcem și la lista aia de, de Crăciun, de Crăciun, de Revelion, cu promisiuni. Problema este că în momentul în care ai 10 obiective în același timp, adică, boi vreau să. nu doar că mă apuc de alergat, dar vreau să mă las de fumat, să slăbesc, să fiu mai organizat la birou, să termin toate proiectele până în martie, să citesc 100 să de cărți. Să fiu unul ca tine, Să fiu că. whatever, 100 de cărți, să fiu campion mondial la dans și, și vin așa o listă de 50 de lucruri. problema este că a, va exista în permanență un conflict uh, între obiectivele tale în creier. Adică nu vei ști, ai 30 de minute la dispoziție, să zicem, acum. Da? Când se trena, ce faci dacă ai 10 obiective? Păi, mă duc la, fac niște sport, mă duc la piață, duc la piață îmi cumpăr ceva sănătos. Devi frustrat, uh, pentru că nu, nu, nu reușești să le atingi, Da, Nu reușești și atunci mai bine ai un obiectiv. Le-am zis, băi, dacă vrei să alegi un maraton, concentrează doar pe el. N-ai decât să fumezi în să mănânci pros, nu contează. În primul rând, a marele avantaj al sportului este că Uh, ușor, ușor, o, din obiceiurile, să zicem mai nocive, o să elimini treptat fără să te concentrezi prea mult pe ele, pentru că uh -huh. vei vedea că uh, tu vei vrea să fumezi mai puțin, că în timp ce alerge mai greu să fumezi, deci oricum mai tai două, trei țigări pe zi, uh, vei vedea că respiri altfel în zilele în care nu fumezi sau fumezi mai puțin, vei vedea că dacă mănânci o salată de fructe sau de legume înainte vei alerga altfel și altfel, nu te concentra pe nutriție că dacă în prima zi eu zic uite, ăsta e planul de antrenament și ți-l dau și pe patru luni ca să te speri așa, nu ți dau pe o săptămână. uite, ăsta e planul nutrițional. Du-te azi în piață, ia-ți du-te ia echipament, du-te la doctor, mai întâi să ți ad... ad... aduci adeverința. După care citește și astea patru cărți despre alergare ca să fii bine documentat și, uh, și încearcă primele 5 zile intermitent uh, fasting, fasting sau așa. Dar ce părere ai despre asta? Bună sau rea? Păi nu știu să sunt... Fiecare să încerce să vadă ce îi se potrivește, nu știu. E, uh -huh. e marele avantaj cred că. așa pe cum te simți, pe ce faci da, pentru tine. Cred că un, cred... ce am citit, acum cum mă pe ce -am, ce am discutat, e funcționează pe termen scurt, dar nu știu pe termen lung, la lung, dacă. Uh -huh. Ai Chiar făcut și bunicii, asta? Noștri... Da, făcut, făcut, că... am, da, bunicii noștri. Am făcut, am făcut. Dar bunicii noștri păi au posturi, astea erau, cu da. la urmă, sau. Bunicii noștri se hrăneau, de exemplu, bunica mi am că mergea la câmp vara se trezea la 5, până la 5 jumate făcea crossfit cu gălețile prin, curte, așa apropo, da, că apropo, că, că dacă ar auzi bunicii noștri pentru sănătatea noastră făceți minim 30 de minute de mișcare în fiecare zi da, da. că ar râde bine Cunosc, tot. Da. Că dacă ar fi avut aplicații avea 30 la... De, la de pași pe zi liniștit așa, da, da. da, da, da. și mi-am că la 5 jumate și după ăsta așa, Uh, mânca iahnie cu cârnați, deci mi se făcea mie rău când vedeam așa. Bine, mai tii trei în numele tatălui al fiului și a sfântului. da, da, da. Așa, zicea că se curăță de bacterii. <laughs> și după aia mergea la câmp, până la, până la prânz câmpul, fine, fiind, nefiind aproape. aproape, adică nu, Aveai nu de era, mers, de. deci mergea vreo 4-5 kilometri așa uh -huh. și acolo începea uh, și se făcea cald și continua lucrurile făcea da, cu coasa, datea, da, da, da. Și după aia, la prânz mânca ce-și aducea în Bocceluț, acolo, nu știu, brânză, legume, ceapă, roșii așa. Seara mânca două beri și seara la șase și până la opt se culca. Adică Bine, asta era... Vezi da. tu, asta e, asta e imposibil de făcut acum, Evident, cel puțin pentru acum noi. acum re, deci mă referem strict din punct de vedere al da. intermittent fasting. Adică da, da, acum era trebuie, un interval... să, trebuie <laughs> să folosim aplicații și să... Cu siguranță. Tu ce aplicații folosești? Ai da. ceva cu care măsori? ce anume? Ce mănânc? Păi știu deja. Spun. Ce de mănânci, dar când alergi, okay. sau ce, ce folosești? Nu, am Apple Watch-ul, pur și simplu să văd. Eu în general mă antrenez cu timp, nu cu uh, kilometri. Adică am antrenamente de o oră, de 4, de 3. Uh -huh. de... Și nu, nu măsori. Uh, nu, și ea din. Cu un heart rate, are ah, heart rate. Direct de la. Da, dar deja știu, adică cam, cam știu pe unde sunt. Uh -huh. -am, uh... Deci nu măsori, așa la milimetru. Nu, nu, nu. Nu, este tot sunt sportiv amator, chiar dacă am participat la sute de evenimente pe care unii le consideră extreme, nu, nu sunt profesionist, în sensul că particip la Olimpiade sau, uh, nu știu, trag la un anumit timp uh, de record mondial de timp, să zic că mă lupt cu Kenieni acolo și trebuie. În general, pentru mine e mai important să câștigi anduranță, deci să poți să alergi de exemplu, 10 zile. Uh. Păi uh. Da, dar în planul de antrenament nu trebuie să ții cont de aceste Păi variabile. nu, la un antrenament de 10 ore, de exemplu, nu ai cum să stai cu pulsul. 200 să zic maximal la 10 ore că hmm. cazi pe jumătate de oră zic că ai și antrenamente de antrenamente cardio parcă sunt săptămâni sau în plan de antrenament dar în general antrenamentele sunt la un uh, ritm conversațional adică să poți să zici luceafărul uh -huh. fără așa măcar probleme. primele 80 de strofe așa fără mari probleme știi adică deja dacă ai antrenament de câteva ore și ți e greu să respiri, eu îmi semn că și să-l lași mai ușor. Ca să, tocmai apropo de a grăsim, ca să te duci într-o zonă de puls în care ar zgrăsim, că nu arzi 60-70% la... La din acolo, maxim. exact. Nu? Adică pentru mine uh -huh. la puls 120, 125, 130 pe acolo. Uh -huh. Dar nu faci și intervale. Și... Ba da, fac și intervale. și în programul am... tău, nu? Da, am și în programul meu. Uh -huh. Dar asta când se mai apropie un eveniment anume la care e important să zicem și timpul. Eu, de exemplu, în fiecare an de ziua mea, mi alerg vârsta. Asta de vreo... De când am apucat de alergat. Pentru ba, că știu de, că, indiferent interesant. dacă există vreo cursă sau nu, și mai sunt în contextul ăsta, mă ajută mult. Eu știu că pe 30 iunie, așa, am de alergat anul ăsta 45. Anul trecut a fost 44. Și atunci îmi fac planul de antrenament. Mulți înainte. În fel frumos. Uh, Dar oricum, tu... Îți am a, 5 a, ani până la jumatea vieții? Da, da, tu... Asa, <laughs> mă gând ăsta, mă Tu <laughs> ai, ai alergat... <laughs> cât ai alergat cel mai mult într-o zi? Într-o zi? Într-o zi? pe la, de curse multizile, probabil că s-au strâns peste 100 de km, de știu, 100... Deci stai liniștit, că n-ai probleme 100... cu a-ți alerga a, stai, nu, nu, zic că am făcut, am alergat chiar 24 de ore, odată de la Brașov la București, am alergat chiar pe DN1. Deci sunt 160, 160 de km. Și, 100, au fost 171, că am alergat de la Brașov, de la centru hospice din Brașov până în București la, la aviatorilor 171 au fost în 24 de ore. Asta e altă zonă care te motivează pe tine să faci a, aceste sigur. gesturi extreme. Da, de la un punct încolo, nu mai numai despre tine. Și ce am observat este că ai totdeauna un motor în plus dacă susții un proiect social. Pentru că mai ales dacă e o cauză în care crezi, cu care rezonezi. Care sunt cauzele în care crezi? Păi și rezonezi? Până acum, proiectele în care au fost implicat au fost proiecte de mediu, proiecte educaționale și proiecte medicale. Cam în astea trei are au fost. Um, și educația mi se pare oare arie foarte importantă. Adică pe asta cred că ne putem baza creșterea ca țară. Care ca sunt ca trei indiviz. minusuri mari pe care le-ai constatat în educație și pe care le-ai înlătura alergând astăzi? Dacă mă refer la proiectele pe care am susținut în zona educațională, um, care era direcția de, de acțiune a fost fundațiile respective targetau liceeni și ajutau să se orienteze, apropo de orientarea profesională, uh -huh. deci făceau leadership și workshop care îi ajutau de clasele 9, 10, 11 și 12 în care ajutau să-și descopere e mult spus, pasiunile să eliminare sau pentru să conștientizeze uh -huh. exact ce ar putea face mai departe, știi? că ăsta e exemplu apro de minusuri. Nu, ai în educația actuală, nu ai în primul rând baza al nutriție, comunicare, asta nu există. Ce, pe asta care era comunicarea la școală? Când striga da, elev pe trei tremura picioare te scotea în față. Ce public speaking, ce era din asoară, da, din, din păcate percepeam asta ca o pedeapsă și cred că a traumatizat -a. foarte mulți da. oameni, cel puțin din generația noastră, că suntem pe acolo. Știi? Da. Era o pedeapsă să ieși la tablă. Și ăsta, într-adevăr, e un minus. Al doilea, nu înțeleg Sau... nicio de ce, de ce nu există cursuri de nutriție încă de la școala generală, cred că ar trebui să înveți despre asta mai mai. Păi bine. da, să știi că nu există nici la medicină. Adică nutriție fac doar uh, diabetologii. Uh -huh. Deci nu există... Ce, ce am discutat cu, un, cu doctor până acum vreun an nu știam să existe uh, catedră de nutriție și... Uh, să, nu știu, să termin ca medic nutriționist uh -huh. și atunci cred că e greu să faci, să dezvolți o programă în, în școli, dacă nu există nici măcar în partea de, de medicină. De asemenea, uh, lucruri pe proiecte, la proiecte. Câte proiecte ai făcut la școală în care să înveți să colaborezi? Adică la noi era un fel de concurență, știi, mai mult sau da, mai puțin voluntară. Să, să lucrezi împreună. Da, se și grupe să câte trei, câte cinci hai uh -huh. să facem un proiect. Da? Lucru în echipă e Lucru în echipă, important. iar. Da? Mm -hmm. deci nutriție, lucru în echipă, comunicare să poți să susții niște niște idei uh, deci deci tu îți construiești, chestia asta te motivează în a face performanță cu siguranță, pentru că tu știi că uh, uh, prin alergarea ta sau evenimentele la care participi uh, asiguri vizibilitate proiectului respectiv și poate reuși să strângi și niște bani adică, zic, uite, eu mă duc la Cercul Polar, alerg acolo și m-ar ajuta foarte mult să mă susțineți și uh, sprijinind această cauză, donând pentru ea dar știi când, știi? când ai când ești în situații din acestea extreme, ai alergat la temperaturi foarte scăzute, ai traversat uh, Atlanticul, corect? Da, da. Văslind. Îmi închipui că sunt foarte uh, multe momente în care e aproape imposibil să nu apară anxietatea sau panica sau și uh, e foarte, ar fi foarte interesant pentru mine să știu cum reușești să te motivezi atunci. Adică ai vreun, vreun sistem pe care o faci, nu știu, ai o mantră, ai te rogi ce faci în momentele grele. Pentru A că așa mă ca. gândesc că dacă aș fi singur în mijlocul oceanului, mă rog, nu singur, tu ai fost într-o echipă. Am fost într-o echipă, când am traversat canalul mânecii, atunci am fost singur și. Ai fost singur și, da, mă, și mă gândesc așa, că nu. sunt momente în care ești pe muche de cuțit din punct de vedere mm -hmm. mental. Ai trăit asemenea experiențe mm. și cum le-ai rezolvat? În primul rând, Știam că urmează să am astfel de experiență și e, e uh, un gând care ajută mult. Mm -hmm. Adică dacă așteptarea ta sau fantezia ta despre participarea la un eveniment sau la un plan de antrenament e că totul va fi așa un curcubeu frumos, ros și o ascensiune mm -hmm. uh, constantă fără nicio durere, fără niciun punct uh, în care să zici băi mi-ar mi, -ar, mi -ar dori criză, să fiu o criză, mi dori acum mai bine să fiu acasă. Mm -hmm. Atunci te înșel. și știind că urmează momente dificile ce am observat te ajută mult să conștientizezi, să și faptul că momentele astea dificile sunt temporare. Adică nu ai un moment dificil, am serios, cine a, cine a, întâlnit un moment dificil care ține 10 ani? Ai un moment dificil atunci, în, nu știu, ai o cursă de 24 de ore, momentele dificile sunt noaptea când se face somn, te trimit hormoni la culcare și atunci dar știi că îmi va ieși soarele, că ai altă stare. știi Și te doar să te ții până atunci, nu știu, poate bei o cafea. Dacă bei o cafea, să te, să te Dar nu ți-a fost teamă pentru viața ta? Nu știu, nu te-ai gândit da, vreata, dar, băi, că băi, o să tot... mor aici înghețat uh, nu. sau o să mor uh. înnecat în mijlocul Atlanticului? Sau. Nu, sigur că ai astfel de frici. Cel mai mare frici le ai totdeauna când alegi un proiect la startul lui. Pentru că nu știi ce te așteaptă. Adică, de exemplu, când îi povestești cuiva mamă, urmează să traversezi Atlanticul și ai spune hai cu noi în barcă, pe momentul ăla, deci coșmarul, îți dai seama. Da. Dar, în momentul în care ți-e frică de un astfel de proiect, te pregătești foarte bine. Adică ții toate măsurile și ai cea mai bună pregătire este să 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 simulezi părți din, din competiția respectivă. În un exemplu, ne-am antrenat pe Marea Neagră, cred că vreo 40 de weekenduri. La rând, mergeam pe Marea Neagră, aveam barca la limanul și mergeam. De la Bangalia la până la Constanța și înapoi. Și uh -huh. pe toate felurile de vreme. Am traversat Marea Neagră până în Georgia. 11 zile. Deci am simulat, practic, partea cea mai grea a traversării Atlanticului reprezintă primele 10 zile. Pentru că primele 5 zile ai rău de mare, e... mă rog, e... corpul are nevoie de vreo 7-8 zile să-și definească o normalitate. Pentru că vâslești 2 ore două ore faci pauză, Vă să legi două ore, două ore faci pauză. Și atunci ai și un program de somn, nu legi mai mult de o oră, niciodată. Dar am și trebuie să te obișnuiești cu programul ăsta de 4-5 ore maxim de, de somn pe zi, dar și s-a cadat. Dar după ce te obișnuit, e noua realitate, adică te simți foarte bine. Și atunci uh -huh. noi am simulat partea asta. Am prins furtuni. Că iar, cele mai grele momente când a fost Atlantic, nu sunt alea în care e totul calm și soare și frumos și muzica ca în gondolă și o la, la riti, știi? Normal. Sunt alea în care te simți rău, alea în care ai hulă, în care ai valuri mari, care plouă torențial, în care... Ești dacă simulezi părțile astea și știi ce ai de făcut în momentele atunci e mai simplu. Sigur că ai temeri, dar temere te ajută, de exemplu, să și cumperi o barcă mai bună, nu? Da. Păi, dacă e una care bași mâna pe ea și iese, atunci e nasol. pe buget, așa ți a putut. Dacă ții una de carbon cu chevlar, care știi că a rezistat și la bofor 7 sau știu la ce uragan, uh -huh. atunci e, ai un conform mare. Chiar dacă se dă peste cap de 10 ori, ești ca într-o cap. Deci, pur și de simplu accepti criza, o îmbrățișezi da, și te gândești țeles. că trece. Da, trece, bineînțeles că trece, da, până la urmă. Până la urmă totul Băi, trece. E ca și viața, viața e grea, dar trece. Da, e, e foarte interesant pentru că uh, mulți au tehnici, nu știu, de respirație sau pur și simplu la tine e doar, doar mentală chestia asta, ai uh, o mantră sau... Yeah. Te gândești, faci ceva, începi să te miști când ești anxios, 10 flotări sau... Știi, eu aveam chestia asta, respirație, înainte de competiție, când eram foarte stresat, știi? Aveam un ritual anume, pe care dacă îl făceam, aveam șanse să mă calmez și să livrez ce trebuie. Și de asta eram foarte curios dacă tu ai astfel de, de obiceiuri. Emoțiile de obicei la, la curse de anduranță, la curse multizile, care țin până la zeci de zile... Uh, nu sunt la start atât de mari, că, ok ai și la start, dar după care la 30 de zile n-ai cum să ai emoții constant 30 poți, de zile, da. că n -ai, n ai de unde da, da, da. Fă, te, oricum, da. te, da. cum, cum te să te obișnuiești. Cum te-ai antrenat în pandemie a, stai să vedem. În mânc, izolare chiar, sau. Ajuri a, acolo, mi-am amintit de, apropo de lucrurile la care te gândești cit, când m-am pregătit pentru Canalul Mânecii, am citit, cred că vreo 20 de povestiri ale altor oameni care au traversat Canalul Mânicii. Uh -huh. Și unul povestea, de exemplu, că la un moment dat trebuia să vingă monotonia, că asta e de fapt. Vinește că i-am dat 21 de ore. Uh, am numărat până la 1000 de vreo 7 ori, Știi, ca să mai treacă timpul, de -aia e doar un exercițiu. Și nu e, nu e chiar așa simplu, se pare simplu, știi, dar la un moment dat pierzi și până la 826 și băi, era și, 826 sau 726 și te, și te, inervesi, te enervezi. Te, că, te că trebuie să iei de, de la început. Dar, dar unul povestea că s-a gândit la o mie de feluri cum să-și omoare șeful. Ce ma mă. <gânt> nu, dar pentru mine Poate asta a fost motivația pentru care <gânt> a început proiectul. Eu de exemplu mă gândeam, zic, bă, în momentele nasoale mă gândesc, ce mi aș dori acum să fiu aici sau să fiu la ora de chimie în față la tablă. Știi că am, am fost și corigen și dintr-o dată avem o stare și a că că nu poate fi mai rău de atât." știi? Da, incredibil. Dacă am ar fi poate... să să concluzionăm pe zonele da. despre care am vorbit. Prima <gânt> a fost performanța profesională și traseul tău e de a dreptul fan Fantastic. Ce crezi că ar trebui să facă cineva care își dorește să fie performant în profesia lui? Pe scurt. Păi, în primul rând, să vadă dacă, întrebarea e profesia lui, că și asta contează foarte mult. Cum își dă seama? Păi îi place, se duce cu plăcere acolo, uh -huh. da? De uh, are starea de flux când lucrează acolo? Sigur că uh -huh. uh, orice vocație sau meseria ai avea... N-ai 100% stare de asta, zen și de fructiță. Da. Cum îți trece timpul, știi? Da, cum îți trece timpul, pentru că orice meserie sau orice carieră are și părți logistice, birocrație administrative. Adică, chiar și dacă ești pictorul, pictorul, tot trebuie să-ți cumperi niște acuarele sau goașe, nu știu, așa <laughs> da. sau, ce. Da, trebuie tempera. să. Da, tempera. Trebuie <laughs> să vinzi, trebuie să. Nu știu, lucruri care poate nu țin de esența vocației tale, știi? Da. Deci, cu siguranță. Pe acelea le accepti. Pe acelea le accepti. Zici, bă, mi-asum un da. 10%, 20%, ai, poate 30% din ce fac, e mai scârbici, așa, nu e servici, uh -huh, știi? Da. Dar restul de 60-70% ar trebui să ofere plăcere, adică să ai o bucurie în a, uh -huh. în a merge. Poți fi bucuria geabului propriu -zis, sau a anturajului, că și asta contează. De exemplu, poți să ai o meserie care îți place extraordinar de mult, dar în jurul tău să ai un mediu care nu, nu te reprezintă sau nu, nu știu, nu, nu, în care nu te da. simți bine. Și asta da. e important, știi? Bun. După Apoi, care. Apoi, dacă zici asta este, ce țin pentru următoarea perioadă, uh -huh. pentru că s-ar putea ca job tău să nu mai existe peste 5 ani, că și asta ține să-ți duci cumva flexibilitatea. Iar asta astăzi se... este evident că se poate da, întâmpla așa, nu peste pai... 5 ani, mâine poți să. Păi, citeam un studiu că. Ți-ai închis businessul. Meserile pentru care se pregătesc mulți studenți în anul 1 s-ar să nu mai existe în anul 5, deci vorbim uh -huh. doar de parcursul facultății. De nu mai... Până la Cred că marele câștig al acestor ani de sport de anduranță și de schimba proiecte este că m-am obișnuit cu ideea că viața e o sumă de proiecte. În orice arie contează mai puțin, știi? Și cred că mai degrabă ajută să-ți găsești resurse prin care să duci la bun sfârșit fiecare proiect în fiecare zi. Pentru că orice proiect mare, în orice arie a vieții tale, este format din proiecte foarte mici. Uh -huh. E o sumă de proiecte. Și dacă avansezi în fiecare zi, pe o cărămidă, o cărămidă, o cărămidă, orice proiect. E, știi, eternă întrebare. Pasărea cântă pentru că e fericită sau e fericită pentru că, mă rog, cântă. Da. Știi, da, așa e. Da. Adică poți să faci lucruri cu pasiune sau poți să aștepți să prinzi pasiunea aia venită de la, de la sus. Ok, s-a întâmplat să o descoperi Dacă o sau descoperi, poate să descoperi, sau alta. -o descoperi Ce faci apoi? Prim pas este să... Um, vorbeam de mentorat mai devreme. Dacă vrei să atingi un nivel ridicat, nu e obligatoriu să atingi un nivel ridicat, atenție, poți pur și simplu să ai un nivel mediu, că până la urmă să știi că și corporațiile și și țările, până la urmă, sunt ridicate de, nu de, neapărat de vârfuri, că ai trei care sunt campion mondial sau într-o corporație, ai trei eroi care au făcut șapte dealuri fantastice, nu, omul mediu, da? Nu înseamnă mediocru neapărat, mediu, adică, băi, respectă niște proceduri, că până la urmă să știi că cei mai buni oameni în corporații nu sunt eroi, că sunt imprevizibile eroi, adică fac o dată an ceva spectaculos, dar în rest uh, sunt, sunt, sunt enervanți. Știi, mai curând într-o corporație îți place să lucrezi cu oameni predictibili care respectă niște proceduri și care știi că fiecare zi fac bucata aia, știi, uh -huh. 8 cămăși sau știi, 16, <l> până la urmă, știi. Da. Dar dacă vrei neapărat să fii top performer, să zici băi vreau să fiu cel mai bun dansator, cel mai bun alegător. Cel îți bun... găsești un mentor. Îți găsești neapărat un mentor, un om uh -huh. care să-ți valideze niște idei sau să-ți infirme niște idei sau să te ducă din punctul A în punctul B mai repede și să te de... Uh, erorile pe care inevitabil le faci. Și al treilea care ar fi? al treilea să-și, să, -și, să -și acorde timp. Uh -huh. Adică sigur că te ajută un mentor să ajungi din punctul A în punctul B mai repede, dar nu mâine. Adică vreau azi am venit la Iar tine și mâine. Iar înseamnă timpul înseamnă planificare, timp nu? Timpul înseamnă planificare. Asta regăsesc în discursul tău de fiecare dată da. și îmi place. Atenție, când spun oameni de planificare, spun, da, bă, dar ce mai e viața dacă totul e planificat? Zic, uite, eu, de exemplu, și când merg în vacanțe, îmi planific vacanțe, dar nu la nivel de detaliu în care zic, de la 7 la 7 și minut mă duc și uh, pun prosopul să în rezervă pe plajă șezlongul în față. De la 71 la și la 74 minute, mă întorc înapoi, beau un suc de portocale, știu ce și îmi fac așa un grafic pe zile, pe, nu, dar măcar niște repere importante, că asta înseamnă planificare, ca reperele importante. Adică biletul de avion, cazarea mm -hmm. și eu știu ce, niște atracții turistice pe care vrei să le vezi, să fie rezervate. Asta înseamnă nu, o planificare. Nu înțeleg. Acum uh, am discutat despre sănătate și cum trebuie să rămâi sănătos pentru a face performanță. Și aici vorbim și pentru din... asta. Da, în, sănătate... în general. Da. Dar nu știu dacă alergi, nu poți să ai dureri. Mie mi s-a întâmplat, de exemplu, că aveam niște dureri groaznice de spate sau de genunchi sau de șol. Probabil că era o problemă în antrenament sau în nutriție sau în somn sau în tot ceea ce înseamnă programul de pregătire. Dar pentru sănătate, știu că tu, tu nu mănânci carne și uh, faci asta din ce motiv? Pentru că ai ajuns la concluzia că nu-ți face bine personal, e o chestie de etică sau pur și simplu ai constatat după sutele de analize pe care le-ai făcut că e mai bine așa? Am ajuns, cred că, în mai multe direcții. Și din asta, toate? Asta mm -hmm. și dinspre mediu. Dinspre mediu. Și spui nimeni de ce. Și cred că asta mă și ajută să m-a ajutat să mențin decizia a ta timp și cu siguranță o să o, o să mențin. Am ajuns să, în prima fază observând ce se întâmplă cu corpul meu. Adică observam că am nevoie de niște nutrienții mei după antrenament sau după o intensă și obțin foarte greu consum în carne sau că mă simt foarte greoi. greoi da. Știi? Sau nu mai zic înainte. Uh -huh. uh, și atunci am uh -huh. făcut o regulă ca trei zile înainte de o cursă și trei zile după să nu mai consum carne uh -huh. Știi? și având la un moment dat săptămânal rămânea o singură zi <laughs> <laughs> și azi bă, ok Gata. după care am observat că mie nu-mi place să chinui animale da? și copilării nu suportam să vă la țară când te iau porc sau găini sau găini da, fără cap fără. sau adică nu, nu uh -huh. clar nu producea plăcere și în același timp mi-am gândit că atunci, relația bunicilor cu animale nu era asta din prezent, adică animalele aveau niște nume, mm -hmm. se lăsa cu lacrimi și din partea bunicilor când trebuia să sacrifice un animal, adică era totuși... Da, da, da. știi da. cum e, după aceea le dădeau lacrimile și la gustul ăla... Mm, da, știi și în plus nu, voi. nu mâncau zilnic, că asta e foarte da. important, că nu stă nimeni să jumulească zilnic Nu, mâncau în zi... odată, eu țin mintea mei, bunicii mei odată pe săptămână, da, carne, da. duminica, da, dar era un fel și... de sărbătoare atunci. Adică era, era ok. Da. Și de asemenea, Uh, tot citind, citind, citind despre, uh, despre mediu, de am dat că nu e sustenabil. Adică cât o să mai defrișăm da, să Teoria e clară. Pentru, teoria e clară. E clară. Și atunci am zis, hai să, e, e, cel mai simplu lucru pe care pot face pentru mediu, pentru planetă în momentul ăsta, este să nu consum carne. E foarte simplu. Adică impactul e imediat. Și te simți bine cu Mă bine. Da. Uh -huh. Ce altceva mai important pentru sănătate în afară de nutriție la care trebuie să avem grijă? Trei păi principii. Să știi că orice facem în fiecare zi, uh, orice decizie pe care o luăm, ori investim în sănătate, ori în boală. Pot să-ți iau toate exemplele. Da, din... două exemple. Păi, decizia de a face sau nu mișcare dimineață. Da? Mișcare dimineață. Da, bine, poți să faci și la prânz și seara. Eu Normal. Fac, prefer dimineața pentru că, uh, repet, dobândești acea energie de decolare. Uh -huh. Dacă faci seara... Te culci mai greu, mm -hmm. ai, nu știu, vine la pachet, uh, mănânci mult seara, dacă faci mișcare seara, și atunci prefer dimineața. Deci mișcare, da, decizia de a face sau nu mișcare, investești în sănătate sau în bol. După aia, uh, ce pui în farfurie, sau mă rog, în coșul de cumpărături sau în lista de cumpărături că legate, știi, mm -hmm. până la urmă, așa, iar investești în boală sau în, în, în uh, sănătate. Bine, nutriție. În, în oraș, respirând aerul pe care respirăm, deja toți bucureștenii am luat o decizie că, ce investim când respirăm, dar să știi că și aici putem face ceva. La sfârșit de săptămână, dacă pleci din oraș, te-ai pus vinerea în tren sau în ce te pui și ai plecat la munte, la, oriunde, la ieși cu 60 de km, bine, spre ploiești nu mai câștigă foarte mult dacă mergi așa doar, zic că, să mai încolo... Um, Automat sunt 100 de zile, până aproape o treime din uh, zilele unui an și contează, știi, mm -hmm. să mai ai niște aer. Și de ce stai o săptămână la munte, îți dai seama când vii în București cum e aerul de fapt aici. Că știi când stai în zeamă aici, în, uh, nu realizești, dar când vii <hângânt> vezi că respiri mai greu, că te arde un pic pe gât uh, în unele zile. Da. da, să ieși în natură. Da. Sau uite, altă decizie, Hidratare. Păi dacă da. noi suntem cât făcuți din apă, avem un procent, vorba aia, dacă ne storci, rămâne... Cum e, apropo de asta, regula asta cu... Tu cum calculezi aportul de apă? Păi sunt calcule de, de exemplu, între 30 și 35 de mililitri pe chil corp, dar la asta dau și ce pierzi prin dans sau alergare sau... Și aici e simplu, Adică te cântărești înainte de dans și cântărești după uh -huh. și vezi cât ai pierdut și atunci... Hidratarea uh, e foarte importantă. Pe păi dacă ești făcut din apă, în principal, doar nu. Da. Că... Și în ceea ce privește educația, trei chestii pe care, dacă cei care se uită la noi vor să le aplice sau nu, ar putea să o facă ușor. Noi cred că avem un mare mare avantaj. Părinții că, care se uită. A, la noi, părinții. În că da. sistem. Nu, nu. Că dacă sistem. ne plănește no, sistem no, no, no. e simplu că suntem la de zero. sistem, că mi se pare important. că am o mare. Fiind la zero, adică mai rău de asta, <laughs> nu se... poți să faci revoluție, reformă, să faci, nu știu, să faci o cu adevărat o reformă, adică să... Mm -hmm. A introduce ei, aceste cursuri de care vorbeai mai devreme? Da, nu știu, poate aș, aș aduce, nu știu, aș vedea, domne care sunt primele trei țări ca sistem uh, educațional, care, care s-ar potrivi și la noi, să zic, uh -huh. da? Aduci de acolo consultanți, îi plătești cât e nevoie și zici, hai să resetăm, uh -huh. da, momentul zero. Dom'le, ce avem nevoie acum? Are nevoie copilul să mai scrie cu creionul sau, nu știu, are nevoie să, să știe foarte bine... Coding sau barna, nu știu. Ce, ce sau părere ai despre sau... asta, despre copii și gadgeturi? Pe asta e lumea lor. Asta e, adică, adică e ok să folosească asta? Eu cred că este ok, atât timp că la noi, de exemplu, e condiționat de timpul de mișcare. A, ah, interesant. Adică, cum vrei o oră de tabletă și de TikTok și de eu știu ce vrei, dar o oră de mișcare. De paritate. Aproxim, mai intrat în pandemie, cum am supraviețuit. Păi da. Eu am întâi deloc, noi n-am pus niciun kilogram. Nici, nici per familie în total n-am pus niciun chirurg. A fost, deci, am pus, zis așa, avem două variante la Consiliul, familie. La bal, consiliul de la Familie. Faceți Consiliul de Familie? Da, da, da. Cât de des? Și cum arată? Că, bă, e, nu-ți imagina că e cea foarte formal cu tara, cu acum. Să tu? intre, toți da, <laughs> Consiliu, e bulibaș, asta stau în cap <laughs> cap meze, Hai la Consiliu, vreau. Așa, dar da, cum stavar. faceți? Mi se pare foarte interesant. Păi că sunt decizii importante, hai să vorbim ceva. Asta Aha. când zic hai să vorbim ceva, să știi Le că le-ai planificate și pe alea, adică nu, 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 bă, o dată pe lună ar trebui să fac sau Nu, în funcție sau, de sit, sau la situație care cu o vacă. Nu avem, am delegat deci pe cineva mai bun. Nu, cum faceți? Cum faceți asta? Mi se pare un model interesant. Păi, și bun în Când în sunt știm, momente de criză sau cu potențial de criză, ne strângem și hai să vorbim ceva, ce facem. Uh -huh. Da? Și ce consult. Cum a fost? așa. Ce izolare. facem? Suntem în situația în care am fost eu numai cu 2 ani pe barcă, închis 38 de zile. Numai că nu știm când ajunge pe partea cealaltă. Știi că nu știai că durează lockdown nu Poate să dureze o lună, poate să dureze un an. Nu știm. Da. Așa. Dar ce știm sigur este că modul în care ne vom simți depinde de chimia corpului, adică de uh, ce se întâmplă în creieraș. și ce se întâmplă în creieraș depinde de două lucruri. De, uh, de ce punem în farfurie și de câte mișcare facem. Și atunci începem în ziua toți, fără nicio excepție, cu mișcare. Și atunci aveam uh, trainer, home trainer de, pe care pui bicicleta în casă, știi? Și mai întâi făceam eu și soția, după care puneam bicicleta copilor. Tică, 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 și se, se, putea uita, uh, aveau chiar, le-am zis, vă uitați nelimitat atât timp cât pedalați. Bine să când puteați pedalați mai mult de o oră. <laughs> <Așa>. Un episod. <laughs> da. După care am scos din... Uh, din cameră, la fiecare aniversare, copiii primeau jocuri și noi suntem destul de gameri, așa ne plac puzzle-uri ne plac mm -hmm. remi ne plac o grămadă de jocuri și le-am scos, am făcut așa, am văzut că am vreo 60 de jocuri, unul pe zi. Și așa stau degeaba. Unul pe zi, îl intrăm în tainele lui. Le-ai pus am în pare... Excel. Nu le am pus în Excel, Pac, pare că le aveam astăzi. aici. Azi, nu, asta le puneam deoparte, bun. Și. Aveam un joc pe zi, plus puzzle-ul de rigoare la care tot lucram, că erau de-alea, încep bine cu 500 de piese, cu 1000, 5000, după care am început să facem schimb cu, cu, alți oameni. După care am început personal, am zis, ok, asta e minimul necesar de oră, dar am intrat într-un challenge în care i-am -am inclus pe cei din comunitatea noastră de alergători în care în fiecare zi să coarda cu câte. În uh, uh, prima zi un minut, în a doua zi două, trei până când sunt. Tu ai sărit 24 de ore. Nu, în total. Uh, în total am fost de 24 în, adică, în total. Da, nu, nu, nu. Da, mi închipui da, că. Când... Am ajuns cel mai mult la așa Deci. Uh, 24 de ore ai reușit, nu? Nu, nu. A la record mondial, să știi, dar uite, nu era ideea. Am făcut așa, prima zi... N-ai avut un challenge? Am citit asta undeva despre tine. Fake news? Nu, 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 fake news. Fake news. Ce, nu, Chiar eu am scris cum am sărit 24 de ori, mai că erau cumulat. Cumulat? da. Da, 60, da 50, nu consecutiv. Da, așa. Uh -huh. Și în primele zile nu mai săriți în coar, dacă nu e partea antrenamentului meu. mai aleg niște challenge-uri care nu sunt în zona mea de confort. Și în primele zile mi se zgâlția efect creierul, știi, că nu, eram și rigid în, da, și de -a, prin ziua 8-9, 10 am început să mă simt confortabil și când ajungi la 60 de minute e, e fantastic, adică sistem, deja sari, e, e foarte interesant. Minut cu minut. Da, minut cu minut. Ai doza. Da, un minut pe prima zi, două minute a doua zi. Să mm -hmm. știi că e bună creșterea asta progresivă, de exemplu, așa am făcut și cu challenge de flotări, de genul flexiuni, de flotări corene, burpees, de încep cu una, și atunci foarte mulți oameni s-atrași, zic bă una, e simplu, da. sau o flotare, sau un abdomen, nici nu știu dacă există singurări la abdomen. abdomene, așa, un abdomen, hai da, da. jumătate de abdomen. Să încep cu una, da. că dacă da. ai început cu una, a doua zi, hai două, poți cu una mai mult, da bun, treia, treia zi și tot așa, și făcând Pași mici. așa, eu nu-mi imagineam că ajung la 100 de flotări. Nu mi imagina, mai că noi alergătorii nu urcăm piept. Exact, nu, ai, nu, nu, ai făcut salt. 100 de flotări. Da, mai 100 de flotări, așa cu prima zi, a doua zi, a treia zi, a patra zi. Acum suntem la flotări cu ziua 70. Da? Da. Adică azi ai de făcut 70. Da, am făcut, bine, cu ei ele făcut. încep ziua. Păi să știi că dacă nu încep cu încep, șansele scad. Da, așa Asta fac și eu cu alergatul. Da. Adică mă fac acum că nu înțeleg, dar de fapt înțeleg foarte bine. Că dacă, dacă eu dacă apuc să iau micul dejun, aproape că nu prea mai îmi vine să alerg. Sunt cumva condiționat să încep. Da, interesant. Deci, îți obișnuiești copiii cu program și îi condiționezi cumva, da? Le da. spui da, ok. Dar nu îi îndepărtezi de, miș... de tehnologie. Nu îi că E clar că asta e lumea lor, adică peste mm -hmm. 10, 15, 20 de ani, cam totul va fi aici. Sau mm -hmm. ăsta deja va fi în ei, depinde de ce infrastructură va fi. Numai că vreau să plece de acasă și cu valorile noastre legate de mișcare, de nutriție, de. Mm -hmm. și vor ce vrem să le mai transmitem. Da, mi se pare foarte, foarte frumos. Soția, la fel, împărtășește. Da, aleargă, da, la, același... la început alear. a, am fost sceptică, dar după ce a văzut că în patru luni am dat jos balastul de aproape 20 de kg, a zis ce ducan, ce dietele, mm -hmm. sau Beach, nu știu ce, hai. La, Mișcare. Face așa, a, 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 zeci de semi-maratoane, de maratoane. Acum aș vrea să te întreb și pe tine câteva lucruri care, care... au mai mai degrabă legătură cu zona personală. Adică seamănă cu începutul conversației noastre de la rog. care ai răspuns foarte. Sunt doar câteva. Uh, voiam să te întreb care, da, ce te trezești făcând, de exemplu, când lași creierul așa pe pilot automat. Ai ceva ce te trezești făcând? Dacă, nu, nu știu. Uite, de exemplu, a pentru mine, alergarea e o formă de meditație activă, pentru că după 15, 20, 30 de minute de mișcare în care își bombarde toate gândurile, te gândești uh -huh. de în trecut, de, în viitor, de anxietăți, de temeri, de uh -huh. așa. Meditezi, alergând, practic. Așa, de, încep să-ți vină răspunsul la întrebări care știi, pe care le-ai le de ceva timp, uh -huh. pe care te golești de orice gând. Am trăit și stări în care. Uh, această stare de flux în care pur și simplu nu-ți dai seama când au trecut 3 ore sau 5 ore. Uh -huh. Știi? Deci e, e interesant să te golești de gânduri la un moment dat. Ce ți-ai fi dorit să nu afli niciodată? Păi dar nu-i corect, te pregătești. Păi da, da ți-am da. zis, am o serie din asta foarte, foarte bine structurată pe cele trei capitole care mă interesează și o mică serie de încheiere așa. Că pot, aler că... Că pot alerga oricât, nu mi-aș fi dorit să aflu. Da. Așa, da, da. Deci tu în momentul ăsta crezi că poți Da, 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 oricât? cu siguranță, cu siguranță. În general să știi că nu, uh, nu durata uh, efortului este cea care are un impact negativ asupra... Da, ci uh, intensitatea, adică viteza. Așa uh -huh. uh -huh. se și spune că nu, nu distanța te ucide, ci viteza. Uh -huh. da. Și atunci, dacă ai un rit conversațional, e ca și, cum ai, dacă vrei, ca și cum ai merge pe jos. Sunt glob trotăria care merg de-a făcut în conjurul lumii. Care Dar n-ai dureri continui. uneori, nu? n apropo că mai ai spus de aspectul da, ăsta, de... să știi că în momentul în care ai decizia asta de a te antrena toată viața, de a face sport, ea vine la pachet și cu hai să facă încălzire adică mai bine ne rog să alerg o oră fac 10 minute încălzire și 15 minute revenire după, poate și un pic de stretching și atunci e cu totul alt film deci chiar și două minute de stretching pe anumite zone care știi că te supără de obicei, schimbă radical starea ta fizică în ziua și a doua zi simți că ai resetat, ai revenit la setările din fabrică, nu mai nu ești, uh -huh. ai, ai senzația de strâns aici sau da, da. pregătirea și recuperarea da, sunt foarte importante eu cred că și la dans, eu nu-mi imaginez de exemplu Uh, un dansator care uh, intră în uh... Într-o secțiune de dans și faci și pagatul direct. Da, eu știu lucrurile da, astea okay. foarte bine, da. dar îmi fac datoria față de cei da. care ne urmăresc și uh -huh. pe care, care vor fi inspirați cu siguranță de ceea ce povestești tu acum. Și sunt convins că sunt foarte mulți oameni care vor să se apuce de alergare sau de orice alt tip de mișcare da. și trebuie să știi aceste principii de bază. Da, e frustrant, știu că e frustrant când știi că ai timp limitat, ai o uh, oră. Da, da. și păstau o da. într o oră, dacă dar abia am făcut rost de oră asta alerg și eu, mm -hmm. ce fac? 10 minute încălzire, 10 minute treci ce mai am vreo neam, vreo Asta ar trebui să fie mult mai uh, câștigat, știi? Fii atent, am una tare. Uh, 5 lei pentru fiecare cântec cântat în public sau 50 de lei pentru fiecare străin de pe stradă mă rog, sau străină pe care o săruți random sau îl săruți random. Nu, ai cu cântatul clar că... Adică varianta 2 sunt divorțat în 5 minute, nu -i? și <laughs> mai ales în contextul actual cu, cu epidemia. Ce da, se nu, mă nu, rog, imaginează o, o lume... E adevărat că voi fi răgușit maxim, da. Nu, nu mai ai antrenament. No, nu, nu, nu. N-ai mai cântat de mult? Pa, așa, în baie, în... sau <laughs> fredonez, dar nu, e ca un sport. Ca mm muzică -hmm. Că mulți zic, stama, dacă te-ai ur- te -ai urcat, mă, pe cine ai cântat, pe da, nu e același lucru, că după 20 mm -hmm. de ani nu mai ai, corzile alea mm -hmm. Ce vezi tu și ai impresia că nu văd destui? potențialul nelimitat, cred. Adică putem face orice. Și n-am întâlnit pe nimeni care să zică, băi, am încercat, m-am trezit un an de zile la 5 dimineața, m-am antrenat, mi-am pus sănătos în farfurie, tot așa, și nu s-a schimbat nimic în viața mea. Deci sunt mai nasol decât. Deci n-am întâlnit pe nimeni. Deci eu cred că putem excela oricând, putem încerca să vedem, băi, pot să merg un kilometru, pe pot să merg doi, pot să merg 3, pot să merg de aici până la ploiești, hai să încerc weekendul ăsta, să-mi să pun luța cu mine sau, nu știu, mi iau niște bani la mine și apoi la benzinării și mai am un suc, mai am ceva, să văd cât pot să merg pe jos. Uh -huh. Deci cred că asta și să văd că avem un potențial uriaș. Deci uriaș, e mult, deci în momentul în care simți că nu mai poți, am dau un exemplu extrem, uh, cred că suntem pe la 30% de abia ne-am consumat bateria uh, Creierul e ca indicatorul de la benzină, știi, care ți arată că nu mai ai, mai că nu ți arată când mai sunt 50 de litri, știi, din, nu 50 mm -hmm. de, 50 de kilometri din 1000 autonomie, ți arată când ajungi la punctul în care n-ai mai fost anterior. Dar de obicei cam poți de cel puțin două ori mai mult să... Adică și că el ai... trece după cum da, ai și fost mai devreme. Trece, bă, te gândești, poți să mai fac un pas, ca asta e important. Ok, mm -hmm. mă, doare ceva. Hai să vă cum depășesc momentul ăsta dificil. Păi eu hai să mă opresc un pic, să mă asez un pic, mai merg un pic, mănânc ceva, poate, nu știu, îmi dau cu o cremă dacă mă doare ceva și merg mai departe. Poți să-mi recomanzi niște cărți pe care le-ai citit sau care crezi că ar fi folositoare? Eu cred că citesc cam în medie două cărți pe lună. Bine, unele sunt decolorate, mai mici, unele mai mari, dar cam asta, adică la sfârșitul anului totdeauna îmi fac un, uh, uh, fac un raport de valoare pe care îl trimit tuturor celor din subscriberilor blogului. Și zic, uite, eu am făcut anul ăsta așa, am citit cărțile astea, am uh -huh. făcut kilometri, pași, Zic, în fiecare an am obiectiv de pași. An, anul, dacă doi ani am avut și 7 milioane, am trecut 8 milioane, anul ăsta am 9 milioane de pași pe an. Așa, care înseamnă cam 25 de mii de pași pe zi. Așa. Dar nu ți-e greu să monitorizezi toate astea păi Păi ce să uite-te să... puțin, ci, apropo de greutate, că în ziua de astăzi nu simți presiunea asta, a, ah, sunt la 7-8 milioane de pași, mai am nu știu câte milioane de pași. Păi uite, ai, astăzi. ai frumos... Ai 20 de pași. Păi uite, ai, îți arată în fiecare lună, îți arată pe, Bravo. pe zile, da. scuze, nu mai a făcut manicura. Nu trebuia să, Nu trebuia săptămâni, să luni. Să de prima ta. Da, așa, Da. Pe ore. Deci, zici tu o carte bună. Două, a... trei chiar. Măi, cărți care să Schimbe viața sau cărți așa că ce crezi tu că e bun, de exemplu, nu știu, anul ce ai citit în ultima okay. vreme, că de obicei acele span. La... Acum știi ce sunt interesat, probabil că mă apropii de o vârstă, uh -huh. Sunt interesat de cărțile care te ajută să aging, să îmbătrânești frumos, uh -huh. sau să amâni un pic momentul, știi? Uh -huh. Sau să fii activ și la 80 și la 90, pentru că mi-am de un tip care participă la Ironman-uri care are vreo 84 de ani și participă de la 60 de ani la competiții de Ironman. Și zicea că dacă vrei să trăiești 80 și să prinzi 80 și să-i trăiești bine, adică nu, nu bolnav da. și să fii fit, trebuie să te gândești pe la 40. Adică nu te gândești la 75, că bă, uite, că m acum uh -huh. ar fi interesant să să uh -huh. dau un reset. Și atunci uh, am zis, hai să ascult de sfatul oamenilor. Și să... care e cartea? Care Life, lifespan, de exemplu, mi-a plăcut. Nu, Life David, uh, nu știu, nu-ți autorii, Este e un defect okay. profesional. Uh -huh. așa. Lifespan, uh, Successful Aging... Uh, ce să mai recomand din zona asta? Sănătatea creierului sau cum ne păstrăm sănătatea creierului? Sărac cu creierul e cel mai vitregi, nu se gândește asta în, la fica, în la... sunt toate în engleză sau nu, sunt? Nu, 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 asta e în română. În română. Da, tot, cred că toate asta e titlul, da. Da, uh -huh. Ok. Um... Și filme ceva bune ai văzut? Mă, să zic că filme doar în lockdown când pedalam și uh, bicicleta are aerobaruri, știi să da. Așa și puneam tableta acolo ca să uh -huh. treacă timpul și mă uitam la Netflix uh... Erau diverse seriale și... Ce ai văzut dar... bun? În afară de casa de papel. <laughs> așa. Um... Dar să-mi amintesc. Uite, am văzut și Queen Gambit. Aha. Așa, pentru că mi l-a recomandat soția. În rest, nu mai știu. Ce am mai văzut? Ah, e ok. O să, o să căutăm uh -huh. cărțile cu interes uh -huh. și serialele. Uh, mi se pare un câștig fantastic că ai venit. Și că ne a ajutat pe toți, inclusiv pe mine, să aflăm lucruri noi. O să pun mâna pe cărți, o să încerc să aplic câteva din principiile pe care le-ai descris și nu pot decât să-ți mulțumesc foarte, foarte mult. Și aș vrea să încheiem lăsându-i pe cei care ne urmăresc cu locul în care te pot găsi, unde pot veni și unde pot afla mai multe despre tine. Înainte de asta, poți să dau rețeta rețetă a meu de jun care are același de 10 ani? Da, cum Crescajul să ajută? Cum să nu? OK. Ar fi fantastic. Tobe. Bun. bun. Cum am ajuns la el în primul, rând, foarte pe scurt, am găsit într o carte de bucate, cum se cheamă, cu rețete pentru copii, o rețetă care se numea mic dejunul leneșului. De ce? Pentru că se face foarte ușor și se bea foarte ușor. Era un shake. OK. Da, bun. Și de acolo am citit despre ce am eu nevoie. L-am adaptat și e același de din 2010. Micul dejun al campionilor. <laughs> exact, colacau. <Damelor. laughs> colacau. Acum era. Da. Bun, da, Deci, îți trebuie un blender. Așa. Cam toată lumea are un blender pe acasă. Și. Un lapte vegetal, s-ar putea să meargă și cu lapte normal, n-am încercat, dar un lapte vegetal, care poate fi de migdale, de soia, de orice, uh -huh. sau mie de feluri. Puteți încerca care este laptele, chiar și cu apă, deci nu folosiți ca scuză că nu aveți într-o zi lapte, puneți apă acolo. După care am în permanență în frigider fructe congelate, mixuri, de la cătină, coacăze, afine, căpșuni, zmeură, deci toate fructele de pădure posibile. Îmi fac premixuri Acum se găsește și în supermarket, adică nu mai e nevoie, apăr câțiva ani, să mergi doamna să faci provizii de 40 de kg. A, așa. A, un pumn. A, o banană, ca să-l fac un pic mai gros și să ai și beneficiile pe care le oferă banana. A, mie îmi plac cât mai verzi, să fie. Uh -huh. a, așa. A, după care a, pun pentru fier, îmi pun cimbru Mi-au... Se găsesc la hipermarketuri, sunt la uh, 250 de grame, atâta e un bidon de la de, de cimbru uscat, ai foarte mult fier acolo, toți care au stres, stau mai ales dacă mănânci carne, de unde e fier, Am uh -huh. mai mult fier decât pe vremea când mâncam carne, așa. Uh, după care pun uh, ceea ce se consideră superfoods, uh, uh, condimente cu. Uh, care au uh, foarte mulți nutrienți, sunt bogate în nutrienți, și în plus creează sinergii între ele și se oferă mulți antioxidanți și mă rog, micronutrienți. Și anume, pun un vârf de linguriță de turmeric, un vârf de linguriță de piper, un vârf de linguriță de cacao, uh, ce mai pun uh, ghimbir, pudră, tot așa un vârf de linguriță, uh, după care le amestec bine brrr, și îl dau pe gât. Și asta este micul dejun. Al campionilor. Nu știu al campionilor, dar e, analizele arată foarte bine. Deci, da? Da. Să nu-mi spui că e și... rețetă și pentru prânz, prânz și cină pe care la o mănânci pr... în fiecare zi. Nu, la prânz am luat o decizie foarte, foarte inspirată, cred din 2012. Mi-am făcut abonament la o firmă, de catering, care livrează nutriție vegană. Și atunci am scăpat, în primul rând... Poți să spui că n-am da, Rodia, probleme. la Rodia. Po, la okay. ro... Da, avantajul... am mai, mai multe avantaje. În primul rând că decizia... Uh de obicei eu o luăm a prânzului când este foarte foame. Da. Și când e foarte foame, nu e decizii raționale. Îi da. vorbește nu lupul te la Da, exact. De. Și atunci ai scăpat odată de partea asta. Că vrând nevrând, orice pofte ai avea atunci ziua azi vine meniu, Deci oricum <laughs> te hrănești sănătos. După care economisești timp, pentru că Totdeauna când te gândești ce mănânci, stai, comanda acolo, așteaptă da, da, sau da, da. prepară Sau, sau bun, nu găsești. Sau nu găsești. Da. Sau... Și atunci deci economisești și timp și de asemenea economisești bani. Că un abonament totdeauna va costa mai puțin și în plus vei cheltui tu mai puțin per masă pentru că când ți-e se întâmplă că, că ți-e și mai mult decât ai nevoie. Uh -huh, da, uh -huh. Că ți iei o pizza și, fiind foarte văd, dar merge și o porție de -aia, și o de aia și o de și, -și, și, și mai poți și, și cozonac și dulciuri chiar. Și, uh, mie îmi plac foarte mult dulciurile dar am câteva strategii aici. Uh, odată că și chiar aș putea să mănânc dulciuri așa cu nemiluită, la sport fac, dar ar fi păcat. Uh, strategia mea este următoare, mai ales de când lucram în corporație și apăreau uh, la prânz având mulți aniversați, când e aici de corporație, în da. fiecare zi un sfânt, știi? Sau un, la cofetăria din colț. un platou cât masă asta da. și nu era același fel de prăjitură, știi? Sunt 10 feluri, nu era ca pe vremea noastră de mergeai la școală cu, bunici, cu prăjiturile făcute de mama. Ești când ți-e foame, ai văzut mănânci una de aia, baci, una de, aia, baci, una, baci, de aia, da. una de una mm. Și atunci care era strategia mea? Când se apropia ora prânzului și știam că apare platoul ăla, primul lucru măncam un fruct. Așa, după care, dacă tot persista pofta aia de dulce, măncam niște fructe uscate, dar nu două pungi de smochine și de curmale, Curmal. două curmale, așa, o smochină și mai știu ce. După care, dacă tot persistam, mâncam, aveam mixuri de nuci cu semințe. Bang, bang, bang. Și dacă tot persista, mă duceam și mâncam prăjituri, mai că în punctul ăla nu mai mănânci 10 prăjituri. Adică dacă am da, mâncat da, un fur, uscat nu-și mințe nu mai, uh -huh. deja creierul e liniștit, e așezat, ok, mănânci una, două. Știi? Deci atunci am. Uh... Deci Acesta e cu prânzul. Iar sarea este mâncare de familie, acolo gătim împreună, e... avem o mulțime de rețete, mai experimentăm, e mai mult de fan. Uh -huh. Poți să și sar masa de seară. De obicei, cam, și ăla mea asigură am jumate din ce am nevoie. O să-l încerc, abia aștept de să rău, încerc. îți trimit rețeta. Da, și unde te pot găsi cei păi care găsesc sunt... Că Andrei Roșu pe Facebook. Andrei Am Roșu, roșu pe Facebook. Sunt și pe Instagram, dar m-am blocat, știi, nu știu, Și programele rău. de care vorbeai? 42K de la kilometru roșu.ro mm -hmm. sau sănătos.ro Cam astea, în principal. Le găsim. Mulțumesc da, le frumos. Mulțumesc. Mersi mult că ai venit. Mersi. Da, eu am crezut că de-abia începem acum. Da, am că am și eu să știi că am problema asta, că trece timpul atât de repede când am invitați care au ce oferi, încât mai aveam o grămadă, dar cu siguranță ne vom revedea asta pentru că o să arunc un ochi pe programele tale și cred că mă voi și abona la câteva. Am mm, gânduri da. mari cu alergarea. Mersi frumos și felicitări pentru ce faceți. Urmăresc podcastul. Uh, -am, am, am observat, la... sunt onorat. Eu îți mulțumesc frumos că, că l-ai urmărit. Și mă bucur. este o o modalitate de a te educa. Mulți poate nu percep așa, dar educația e un proces continuu și cum te duci? Și învățând de la oameni mai... Să destepti. știi că am început aceste conversații fix cu gândul ăsta în minte, de la curiozități personale, recunosc, dar am identificat trei zone, sănătatea, educația și performanța, Profesională despre care vorbesc cu oameni cu foarte multă experiență și performanți, oameni cu totul și cu totul speciali. Iar cei care ne urmăresc și ne ascultă pot alege foarte ușor dacă doresc să implementeze câte un principiu, două din, din aceste conversații în viața lor. Și eu sper că le va face bine doza asta de inspirație. Așa că sunt recunoscător, îți mulțumesc frumos și sper să, să ținem legătura și să ne revedem. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Andrei, mulțumesc!